هات și vine zăpada, bă, băieți, în capa gura voastră, bă, nu vedeți, urca un om ce scrie aici, dar vine zăpada, cum am spus, în capa gura voastră. Hați, Johnilor, salutare, salutare, primul, uitați, bă, băieți, zăpada, uitați, nu s-a de web-ul meu, uitați, Frosty, Fortnite, Winter, it's here, cică. Să muște cea după, pe monitorul ăsta la întâi. Și să discutăm despre noile astea update-uri, mâncava gura voastră, că e talent. E talentul de tot. Ești Johnule, salut, salut, salut. Tate așa un pic, hop. Gata. Uita, băieții. Hashtag Frosty Fortnite. Winter is near. Share your seasonal creation using Frosty Fortnite for a chance to be featured. Da, înțeleg eu ceva. E bine. Haha. Bă, mișto frate, mișto. Hai cu 200.000 de abonați pe live-ul ăsta, vă rog frumos. Că mai trebuie 30 de abonați, mâncava gura voastră. Băgați un like să intrăm și la recunoate. Hai cu te mușe la prietenii voștri. De spam pe cea cu salut, insta, un băieți. Fac și un insta story. Face și noi un insta story de la bla 9, frate, cum să cade. Hat. Ce am pierdut? Acum am pornit live-ul, frate, ți-a liniștit. Hai că nici nu sunt în oradă fizică, nu, deloc. Mă, băieții, a pornit și noi live-ul frumos, elegant cât de cât, uitați aici pe chat, corespunzător cu persoanele pe live, nebunie, nebunie, vă aștept cu te un like, să facem 200 ca în seara asta, în dimineața asta frumos, elegant, mai trebuie cu vă abonați. Și vine zăpada pe Fortnite, uitați-vă și voi aici, băieți, a apărut și ceva de genul, time and objective device, risky, o veniți pe live să aflăm informații multe, uitați-vă aici pe chat, nu uitați, băieți, de codul ipa ta frumos, dă mai la IT Shop, cu jurnilor, dacă nu găsesc mouse-ul, cât. Hai te șopovi pațac să votăm aici frumos, elegant cât de cât, hâți, Johnilor, vă aștept pe live. Cumpărați cu codul ăla, băieți, ca să aveți șucarul mare, hâți. Plus că primit tad. Gata, uite, am făcut și asta story-ul. Dă-ți dacă mi-a scos creator codul, apa nu. Băi, ce alege, mi-a spune, vedeți că s-a băgat skin-ul ăsta de spuneam eu de el? Salut, salut, frate, salut. Hai să vedem, ce să alegem, băi, ce alegem, spuneți voi ce să aleg. Spuneți voi ce să aleg, băieți. Op, op, gata, s-a postat și în story-ul. Fata. Nu prea place fata. Aleg omul negru, mie place omul negru. Gata. Ce sine în stânga. În 2, 1, gata. Ăsta e, uite, ăsta. Am dat pe el. Nu-mi place, urât. Ia. Hă. Ce mai e pe shop? Oooo, ce pe shop ăsta, mamă, lol. Aoleu, să vă arăt ceva, băi, hai să vă arăt repede ceva, mă, că v-aș gura voastră, e foarte important. Dar trebuie să intru pe solo. Hă, mamă, nici n-ai zis hâți Johnilor de 1000 de ori. Hai, te las să plec la pușcărie, salut, salut, salut. Hâzi, Johnny, uitați așa, ce pe shop, bă, că aveați gura voastră, e ăsta pe shop. A zis tu că e fain. Da, mi-a plăcut ăla pe negru. Hai, rapid să vă arăt un risc, eu, băi, că e o numărătoare inversă, s-ar putea să fie event în câteva zile. S-ar putea să fie ceva nebunie, nebunie. Hai, uite-o la, băi, cine nu dă la imasă, e serioasă și stă pe live aici la noi. Păi e frumos așa. E frumos așa chat. Ia de frăchite ăla-i. Am cât de păi blăcan. Așa. Am băgat-o ipata văzut așa ciocanul mare rupă. O rupă nevastă mea. Bă la mă frate. Hop. Ha-ha-ha. Salut Gica Contra. Bă băi, ia să vedem câte abonați de la 9 pentru 26k abonați. Ia să vedem. Ia să vedem nebunie. Nu. Da, 25 de abonați, băieți. Faceți un live-ul 120 de abonați noi. Hai cu te un subscribe și voi. La 26k abonați dăm niște aduri. Chemați-vă toți prietenii să dea și câte un subscribe. Mai trebuie foarte puțin. Hați. Noi rupem YouTube-ul, apasă pe rec. Respect. Hai rapid, nu risc eu, băieți, să vă arăt și vouă ceva. Uuu, uite pe zburcanul. Bă, ce e cu muzica aici, cu dalea. Ce o cam belite. Ia, stai, auză, mi se aude. Oprește muzica după fundalul Fortnite-ului, că s-aude urât.
Salut, 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 bă, băieți, s-a contat acum Aristi, să vă arăt numărătoarea inversă. Bă, uite, arăt. Eu am numele la școală, bravo, frate. Dacă aveți pas nou, bă, asta nu mai știu. Ia. Ua, dacă a dispărut aia de aici, bă, de seară. Cine Mă, seamă? pă, ce-i fa asta? Bă, băieți, pă, asta e la aici o numărătoare, să mă arăt dacă vă mint. Și acum nu mai e. What the fuck? Zi mă, zbucate, nu era? Ulol, what the fuck? What the fuck? Oaie? Salut, senpai. Aseară rămâne numărătura aici și acum dispărut, ești de bun? Că nu am uitat de viață, că nu am timp. Ce-i fost? Asta nu știu că atunci. Ulu, ia uite-l pe ăsta, ui! Mă, mi-a dat și-o băgat jocul în cap. Asta de la română. Bravo, frate, hai să dăm și noi un dus. Ce mai văd, vulcan gras. E nu. Haide, ridic. Bă, ia spune la băieții, ce râd la băieții, ia spune la băieții, băi, ce alege după shop, pe cam mai grea voastră, din astea trei. Tum, tum. Nasol la mate, eu l-am ales pe ăla din dreapta. Fata aia din stânga e faină. Fiecare cu părerea lui. Mi-a zis ce mai fa skin ăla cum îi spune. Ăsta de la eu. Ia uite-l. Negresa. Care treaba cu alesul de pe shop? Trebuie să alegi un skin, frate, care e Python shop. Și din care, cel care să vă cel mai mult la intră Python, să-l cumperi. Hați. Oricum eu nu-l cumpăr pe la negru dacă apare. Da, totuși, e mișto. Săraci, noi bătăm skin-ul, dar nu le cumpărăm. Să mă arăbăieți mei. Săraci. Dar skin-urile astea care se votează apară că toți gata pe shop, nu? Pără că da. S-a băgat account, deodată nu, frate. Facem noi 26k, voi, dar ce așa liniștit în camera voastră? Vorbiți pe chat acolo, mai spune și pe mine ceva. Mai o bună dimineața, soare, mai de-astea, hat. Azi, să știți că postez iarăși clip. Știu de ce? Pentru că mâine nu mai postez de-aia. Ce gen? Trebuia să postez luni, miercuri și vineri. Și postez luni, marți și joi. Că cam așa e programul. Păi mi-a dat de la mate, bravo, frate, eu. Hai, ne aduceți la mate, bă, toți cu teze, mă, joci cu mine, un duo. Bă, nu uita, frate, cumpărați și voi codul, obicați-mă pe ața, ca să vă că și care nu mare, frate, poate job. Dați-mi pe Insta, puteți de pe Instagram, dați-mi și câte un follow. Dați-mi și filmare cum cumpărați cu codul, mâncava gura voastră. Și eu vă răs acolo cu voi, vă dau ad, ne jucăm împreună. Nebunie, nebunie. Hai, rapid cu câte un follow, ok? Ahat! Salut, uai! Salut, uai! Mă adaptez la mate, bine, uai! Mamă, frate, am un hype pe mine de la Blanao. Că, nu știu, mai trebuie câțiva abonați de 26k. Bă, și abia să fac, frate, ești nebun. Zici că mai trebuie 1000, ești nebun. Mai sunt 2 abonați și pe urmă s-a abonat la canalul meu de când vreau să 26k. Să mai văd dacă m-a s-a abonat și n-a dat seara până acum. Nimeni m-a s-a abonat. Ești nebun. Ha, băi, cu câte un șer, aduceți-vă toți prietenii aici. Zvurcan, ne-a dus-o prietenii. Da, mă, acum mai aduc. A dus toți nepoții. Toți nepoții mei, bă, oi. Oi, Cornel. Toți nepoții mei. Bă, cred că am avut notificare la live, habar n-am, poate n-ai primit-o. Neața, neața. Toți nepoții. Mi-e foame, iară mi-e foame, mă, băieți. Ești nebun. Ia uite SMG albastru frumos, tactică, dar nu-mi iau, îmi dau big shield-ul. A, pata la română, bravo, frate. Vin la tine, că-s cu tine meci, bă, vino. Vino, o să-mi dai loot mie. Streamer loot. Uite-l ăsta. Bau. Mă, să vă spun schema, iar la becinul cu bormașina de dimineață, mă cavași gura voastră.
Mi-a spart creierii, vezi, te mint? Bă, la rău, tot, dar n-a... N-a așa, n-a așa să aute când acum așa mă așa tare, sau era cu tot bloc, ești nebun? Să moară băieții mei. Tăm, tără, 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 tără. Ia o ziardă, să aude un pic așa. A dat nevastă, ea a rupt-o să moară băieții mei. Oba, ia uite pe asta aici. Ulu, ăsta-i senpai. Ulu, ia găsem aici, hât, domnule. Pleacă dracu de aici că ne vede ăștia și ne luăm bani. Pleacă de aici, pleacă de aici. Ia uite, nu-l nimeresc. Nu stai sem pe aici, nebun, nu mai dau știu noi, băieți, vă rog frumos. Chiar dacă nu mă omorâți, ne luăm, nu ai bani pe aici, omoară. Mamă, ce bun sunt băieții, ce bun sunt băieții. Mintex, al tot 6 ca abonați, dăm un Mintex. Hai că dăm așa un pic, de unde era cu Mintex, că e scump. Bă, băieții, asta era să fac rost de Wonderskin, ești nebun. Vorbesc cu un acolo frumos de unde skin de-alea. Îi spun că am canal de YouTube, nebunii. Da, și ce așa de pe el, păi ce-i fast? Adică știi ce zic, Johnule. Adică i-a spus că îi fac promo, oare îi dau de-alea, îi pun link în descriere, o lună la canal. Nu o vrea, frate, ci că să-i fac prim, întâi să-i pun link în descriere o lună și după aia îndă, păi trec. Vreau să rămân pe Zurcanu, dar l-am găsit. Am văzut că îți dă și strici mai. Nu mai te duci la meditație azi? Nu mai te duci la meditație azi? Nu. Păi la ce vă duc, Cane? Sâmbăta și luna. Sâmbăta și luna te duce, nu? Aaa, a început bărba așa, zbăr, Cane. Ia uzi. Deci că la mine în cameră să mă arăt, băieții mei. S-a terminat, vine frigul să mor, bună dimineața. Bă, băieții, pă, e iarna, e 1 decembrie aproape. Și o să mă pantalon scurt și tricou. Să moară băieții mei. În fine, în apartament e aproape cald. E puțin răcoare aici la mine, nu știu de ce. De ce dracu n-am bani de gaze? De-aia. Dar primul, hai că primul așa un pic. Mă, dar ce a de liniștit aveam așa de persoane? Foarte liniștit. O, domnule. Hai bă, zbărcane, hostule. Dacă dai like o să ai ciocanul mare adevărat, frate, și dacă te abonezi. Dă-te-o aici, grasule. Frate, nu m-am blocat. Ia uite-o alt dracu gras. Dă-te-o de rumbă, bătate. Păi iau de rumbă, l-am bătut. Mergi o unitate, da, vin să luăm ori pe la Zurcanu, ok. Am văzut Zurcanu vine și să te omoare. Aolo, s-a terminat, vine frigul, s-a terminat, mecherie, ia dat acolo un spam cu rip, rip căldură. Bă, chat. Mă, Zurcanu, am 5 kg, tu ai 0 să mor. Hehe. Ce e râs ca grasul? Râs ca grasul, fraiere. Ești un gras prost. Rip căldură, rip căldură. Aola, băie, de-o, trebuie să vină și sărbătorile alea, frigul. Bă, eu îmi doresc să nu fie de-astea nisori, de-astea nebunic, gen abundente, cu cod roșu, dar așa dacă e un pic frig, ce are? Mișto, că trebuie să fie frică, e iernă până la urmă. Ha, trebuie să mai stai și euro ca să le mai ai bun lucrări, să le mai ai eu ce mânca. Salut, 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 salut. Ce vine zona? E departe. Ma. Știi ce ai făcut tu, zbrâcane? Ce uite, ai stat, a? Mm. Cât mai bine ai stat? Bine, rău. Ia doar pe ăla, eu scurge la mate, bag ciocanul. Eh, măcar ai ciocanul mare că ai codul ipata pe shop. Hai că are. Hai că n-are codul ipata dacă e. Cine e bolă și n-are codul ipata pe shop, o să-i curvă. Țin și o regie și acum vine Crăciunul și nu sar marele și o la fel. Ha-ha-ți. Ha, jurul, nu grătarele de acum vacanța de iarnă, cam așa voastră. Acum nu prea mai am mai mănânc eu, dar nu neapărat ca să lăbesc, așa. Nu știu de ce.
Dar dacă ai ciurup, mai că mai nu e curva, păi bagă cu o 2 pe tava shop. Da, șeful Forna, nu contează, tot așa cu codul ăla pe joc. Eu am cumpărat cu codul tău, mulțumesc. Ieri te-ai jucat cu mine, ia uzi. Ha. Mai e cu mâncarea asta de când cu YouTube, hai că da. Nu poate, de unde bani? A, YouTube-ul plătește prost. N-ai ce să faci, asta este. Mai greu să mănânc, să da, asta e mai greu. A, hai, mi-au fapt acum, dar rup. Mă, vine zbărcanul cu barca. Păi ce dracu, că e aici zona. Hai, dă-i. Dă-i! Bă, mi-am luat AVP Ateris. Foarte bine, Marus. Mi-am luat ea țeapă. Mamă, bă, zbrăcanul, hai la camp fire. Mamă, ce dă zbrăcanul. Bă, unde e o barca? Ia uite loc oră ești, e bun. Am auzit că m-a jucat așa, da frate, am înțeles, hat. Trebuie să iau un om sau un om că oberesc ca să trec de astea. Mi-a zis că te-ai abonat, te pup. Nepoții mei, orez cu lapte. E, zbrăcane, aici te las. Olă, uaa, s-a pus la aerul. Ai, dă-te de răspuns, știi, zbrăcare. Salut, Crazy Killer. E, fraiere, aici te las. Hai ca nu te luam un pic, ia apa, e cursul apa invers. Bă, da pun codul, mersi mult frate, te pup dulce. Hai cu Deus ca facem 27k abonați. Ia uite pe zburcan gras, ce nuată. Ha, mă rău, ești prost viața mea. Hai mă, zbucare, urcă-te la mine. Hai, urcă-te mașină, freacă-te mai bine. Ia, acum de asta e bucuros. E bucuros, Vârcanu. E bucuros, John, le-a dat fac acolo cu e bucuros, Vârcanu. Și ai zis că e bucuros, Vârcanu, pe chat, e măsa neserioasă. Hai rapid, e bucuros, Vârcanu, eu sunt la școală, te-am pupat. Te-am văzut, te-am lăsat, te-am pupat și cu ea aia. Bă, mi-i iau voi că sunt din fără și a ta e răsută. Azi vine mare donație, te aștept. În ce-ți mi-au codul tău, ce-ți place, frate? Zburcane? Ți-a sus ciocanul, bă. Cum ai întinde mâna aia? Pe la 2 de seara, ok, frate. Sus ciocanul. Sus ciocanul. Gay prost. Sus ciocanul. Nu faceți rog cu sabia să mă băieții mei. Ia uite, haț. Uuuu, urlu zburcanul meu. Zburcanule. Mamă, nu-ți fac cursul, că ai venit să bați cuba cu mine, nebunule. Hop, snipe-ul 1. Au. Hop, snipe-ul ăla. Am împlinit toți pașii, mulțumesc. Aia cum să-i batem pe ăștia. Că dar uite lumea pe ăla spune, băi, uite pe ăștia, ăștia sunt fricoși. Unul e deja nou. Hop. Măi, e doar nou cu grenadele ăla? Îmi sugi? Te speri? Te sugi. Hop. Pațac, vezi că eu dau. Ce fel de fel e live-ul, dar e ok. Știu că fac... Ia uite-l, mamă, i-a dat snipe. Să mor, dar nu i-am dat snipe. Ia-l în cărcă. Da, bă, că l-am omorât direct. M-am gândit 30 de cap cu pampă, ești prost? Dă-te recula o parte că n-am luat de tine. Alo, vine zona, nu mai dai, va, pleacă de aici că vine zona. Alo, pațac. Alo, pațac. 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 Pațacul suprem. Pațacul suprem cu ciocanul cel mai mare. Haide! Lasă-mă baci, ia băi! Ce gay prost ești! Stai și coa! Ia uite-l pe ăsta! Pațac! Nu că ai mers cât acolo! Dai give la abonați! Dau give la abonați! Pațac! Pațac, dă miniurile! Ia miniurile, pațac! Dă și mie goate, dar are pațac! Cam 58! Nu am, am 400 decât. Mai ca ai 40. 400, mă. Mai fă Home TV. Aia apare clip Home TV. Dacă o să facă și asta foarte multe like-uri, fac o serie. Adică eu de obicei fac cam 1000 de like-uri la un clip, dar la ăla cu Home TV am făcut 4000 să vă arăieții mei. Așa un pic merge, și ce zic, Ionule.
Pațac. Na, mă. Ha, băi, cu 200 de cabă, mă, cam gura voastră, dacă nu vă tai ouă la toți. Hai cu te un like, aștept, la 1.45 apare clipul. Hai cu te un subscriber, rog frumos, băi, dar și uite, i-am dat gift unui default de pe OMTV, ce s-a întâmplat? Păi, e la ce cerea cum se întâmple. Pațac! Ia, da, bă, băi, tu mă spam cu pațac, dacă mai mulți da așa, pațac! Hai că dă cerea cum să dea surta! Pațac, salut Daniel Toma, pațac, azi update-ul zi, nu zic frate. M-am dus pe curte, era să mă răsor. Era să te răsor să mor pe aici, a? Faci accident, opul accident, bă, ce-ai? Opul accident. Aolo, mă muriu aici. Hai, gândeai că eu, te bate fratele meu la 21 de ani, deja tu nu ești în stare, ia zi. Nu ești. Are fapt de 20 de kg cu televizorul, nu vreau să vezi, te mint. Deja mai are 21 de ani. Dacă faci 900 de euro, îți faci doar frâncenele. Mă băbăsesc, frate, mă băbăsesc. Hați. Lasă că vine Raul cu 200 de euro și aia să cumulteze golul. Hai că mai vine așa un pic. Bă, banana că să cumulteze, că nu mai e să mișcă pe bici. Da unde au fi venit? Că dacă m-am născut, n-am văzut așa trup. Bă, banana că să cumulteze golul, bă, băi, cum mai e mult. Ăla e adoptat și de asta are frate de 21 de ani și el are 9. A, pa, nu, are părinți de aia care a făcut un copil și după aia gen, l-a făcut, gen copilul ăla a crescut, a plecat și după aia l-a facem unul și aia a fost, știi? Asta a făcut pisala. Când a făcut pisala, da. A pe doar locație, nu, frate, nu. Glumim noi. Hai că glumim dacă e. Ce mă ușa copilul ăla acum? Glumesc, frate. Să mișcă pe bit. De unde a fi venit? Că de când m-am născut n-am văzut așa trup cu mișcările ei. E divă între femei. N-ai o frate cum e problema la piesa aia lui Țancă Orăganu. Spune unde ești tu? Pe casă, pe casă, pe scaun, în casă, unde era cum să fie? L-a făcut pentru companie, nu mă frate, lasă copilul în pace. Bă, asta, atât timp cât aveți frați mai mari, înseamnă că voi ați fost făcuți mai târziu de părinții. Părinții voi și sunt mai în vârstă, că e logică chestia asta. Adică, de exemplu, tata are 47 ani și mama are 41 la mine. Și sunt tineri, având în vedere că eu am 17 ani și sora mea are 19, știi? Dar care este faza? Faza e că alții la 43 de ani abia fac primul copil, de exemplu, am un prieten care taică-sua are 43 de ani și maică-sa are... Nu, taică-sua are 46 și maică-sa 43, frate. Ha! Știi? Și el are 12 ani. Pentru că de așa, eu l-am făcut, acum nu pot să contam de ce a făcut copilul tău. S-ar bă dreacu prostule, că rămânem asta. Ia uite ce prost ești. Oh, vreau să vină la mine aici. Dă-te recu. Mamă, ce pare să ești. Aha, hai că e editat așa. Haide! Haide, John, hai tu să ai unul, da. Am 10 lei, dar nu am bani pe card. Ei mi-am făcut 10 lei și gata, fătă la șocheria. S-a terminat, îi tai mai risc și nu mai a dispărut, habar n-am ce frate, sau oară dacă te mint. Aseară era spre ăla, nu era aseară? Era, mă, bă, tu n-ai niciun kill, mă, prostule. Mamă, că ești prea bun pentru jocul ăsta, ce faci? Îți doresc un bug. Cum dai doar de români? A, păi scriu acolo, jos în Fortnite, în consolă. Only român here, și ai. Bă, dacă aveți codul meu poșa, puteți să intrați cu mine în meci, nu știu de ce. Gen, mai ușor. Fără Caterinca acum. Bă, uite mă, văzut pe asta. Pa, nu mă, de ce minți? Vezi că eu nu... Minus 150. Nu trebuie să le spun chestia asta, că după aia îmi dau strigi n-ai bulangii. Da, aia acum. Ai. Hai, pasat, că o fi lovit. Hai să-i batem pe ăștia, cum ai să le cât dăștia. Cum ai să-i șase. Lasă-le, că sunt zonă, lasă-i să-i ține. Hai, mă, să-i batem, du-te rec. Aaaa, mă. Hai, păi, oeți, hop, Johnule. O la mama are de shot control legendar, ești nebun. Mama, burcane, vine să mă ajuți. Mi-a dat unul, nu știu de unde. Coboară, coboară, că ne sparge la, coboară. Coboară rapid, coboară rapid. Hai, hai, mamă, ce ia să te spargă, vină repede că te spargă ăștia. Mamă, dacă s-a cusit cu fier, măcar ești mama lui și eu mănânc. Bă, te sparge ăștia, zburcane, coboară la mine. Coborât, mamă, mi-a luat falling, ești de bun. Vină repede la revive, vină repede la revive.
Vino repede. Vino repede, mă, că mă sparge ăștia să-și dă finish. Dă-i repede, dă-i repede, dă-i repede acolo, așa, așa, așa. Îi dă-ți sub mine, îi dă-ți sub mine. Bă, la prost ești, coaie. Hai, hai, hai repede, undeva, după copaci aici. Hai, la copaci repede. Fără catenic acolo, dă revive. Hai că... Ce prost ești, mă. Bă, ce prost ești. Mamă. Ce prost. Ce prost ești, mă. A câștigat asta cu un kill, uite și tu că are un kill. Mamă, păsat! Prădăie de zic. Ce nu vezi că nu știu. Dar să mă că aveți și voi un kill, bravo. Asta tot meciul camp. Te fiu boții, dar așa numesc cu barba mare din forna gen default. Am înțeles. Frate, asta și tot meciul camp. Automat acolo cum am bătut, am făcut și eu win, frate. Sunt bun, băieți. Ai lasă, îi pace. GG. Lasă să mai facă și eu unul, că altfel n-am cum să facă, frate. Să moară băieții mei, că eu dacă aș câștiga toate meciurile, să moară băieții mei, cred că aș avea peste 1000 de win-uri. Că multe meciuri lasă așa la Caterinca. Ce părere ai de arma nouă? Nu s-a băgat doar în joc. Câte zile mai sunt până să bag update-ul de iarnă? Cred că sâmbătă bag update-ul de iarnă, bărnă. Sau duminică, sau luni. Luni, cred. O săptămână maxim două, bărnă. Ca așa, voi aprinde clopoțelul ăla la nouă și abonați-vă, frate, și băgați codul shop-ul Vicatima pe asta ca să aveți ciocă mare, nu? Ia spune-mă, băieții, de ce băgați pe codul meu pe shop? Spuneți rapid, de ce-l băgați? Ia că seama mai trebuie, mâncavați cu gata. Ia uite încă 22 de abonați. Ha, uite, abonați-vă, mâncavați cu gata voastră. Salut, salut, hai cu câteva like, băi, cine dă like în momentul ăsta o să aibă cel mai mare ciocan. Ăla care nu dă like, ăla e cel mai mic. Hai să vă văd. Cu like-ul ăla, bă, n-au, hât. Ca să vezi ciocanul mare, obi ai zis că ne arăt numărătoarea inversă, dar nu mai e, frate, a dispărut, abar n-am era ieri, aseară. Aseară era. Hai să vă arăt. Eu îl bag ca să câștig meciuri unul după altul, bravo frate. Iar cu tine mei, vin să-l omor pe Zvurganu. Are skin-ul ăla, da, aura. E prea bun, ce să fie frate prea bun? Ha, Johnny-ler. Bă, eu când o să mă apuc de, când o să mă apuc de vloguri, toate vlogurile o să mi le încep cu hâs, Johnny-ler. La fel ca Popa. Nu știu de ce am eu vorba asta cu Johnny-ul, frate. Habar n-am. De ghii. Dacă de ghii. Salut, Tomito, salut, salut. Joci prea bine. Joc prea bine pentru un copil de 10 ani, ia. Ia uite, hați. Du-te și omoară-l pe Zburcanu. Băi, bulagiule, dacă vrei pe mine. Nu ce ne-am mărât, mă. Mă, dar n-asta se dau eu armă. N-asta se dau eu armă, că dădeam eu armă. M-am uitat, pot să aici cu shield, burcane, vino repede la mine, de cu racheta. Ce bă, băga mea și... Haide, mă, mai are un hit. Un hit are o zonă. Bă, ce prost ești. Aoleu, ești la modul, cred că mă rog cu senpai după meciul ăsta. Hai, joacă-te cu el corpul, nu mai joc. Nu mai? Nu mai mă joc, gata. Mi-a ajuns. Putere, da prost. Ce nu-mi e Scribanu? Bă, Zbrâncanu ori nu Scribanu? Zi-mă, nu mai joci? Ești gay? Nu mai joc, mă. A. Mă uit după la, eu sunt vecin cu Bogdan la Ploiești. Și eu sunt vecin cu lui Bațac. Cu Nicu de la Căzănești. A bă, să mai să jucăm. Plea, pa bă, Zbrâncanu prost. Pa bă. Pa bă. E prea Zbrâncanu, da bă, dacă să ne jucăm cu senpai. Acum e în lobby face, salut Tami! Ia. Salut frate. Salut. A, ne-ai uitat Slobi ca de obicei. Asta e. Asta e, de ce e supărat? Ești depresiv după vocea ta, ce s-a întâmplat cu tine? Nu vreau la școală. A, păi n-ai codul meu pe shop de aia.
Purcesc. M-am mers să-i dau aia purcesc din greșeală. Salut Marian Bost. O, e Cristal pe jos, păi mă joc cu Cristal, nu dacă e Cristal pe jos, de ce ați spus băieți? Cristal. Bă, ce spui eu că e Cristal pe jos, pe azi? L-ai cumpărat azi tu? Da. Cu ce cod? Cu al tău. Hai că cu al meu, pe bune? Cu al meu? Fără mișto. Fără mișto? Aolo, Gucci, hat, 121 de like-uri, hai cu 200 chat, chemați-vă prietenii pe ăla să dea și subscribe, să dea și subscribe, așa, 26k abonați, e genial skin-ul, nu dă-i mișto skin-ul. Ha, Jojo, uite ce frumos e, parcă ai dat un pic tricola mai sus. Pentru că te-ai apurat 5 gang. E bă. Bă, nu m-a supărat pe Zurcanu. Eu sunt Ciocanu, tu ce faci? Bă, eu vă spun să băgați codul invatat pe jos, aveți Ciocanu mare. Să-mi dați follow pe Insta ca să-mi trimiteți clipul cumpărat cu codul, ca să aveți Ciocanu și mai mare. Hați. Și să primiți ad. Tărăm, tărătătăm. Tătăm, tăm, tăm. Bă, băieți, care ați ascultat cu mine? Ia câte am online. Am, bă, decât 20 de oameni online. Încă 20 de abonați în cap. Ha, uitați-vă și la ora asta sunt decât câțiva oameni care sunt online. Ești nebun? Uite, uite și tu pe joc. 1, 2, 3, 4, 5, sunt 10 oameni, ești nebun? Hai, pleză, mă rog. Eu o să-l pun ca să aduc un calutor, mulțumesc, frate. Care vreți să vorbim cu mine, băieți, astăzi? Ia spuneți-mi, scrieți eu pe cea care vezi mâncavași gura voastră. Hați! Hați să vă văd mâncavași gura voastră de băieți GG ce sunteți. Voi sunteți băieți GG. Eu am invasa, eu. Jucai bine, joc bine. Eu. Fugiți rapid de tot. Fugiți de tot, de tot la care vrei. Fugiți rapid de tot, dați follow pe Insta. Dați clipul că cumpărați codul Vicate eu Bațac. Vă dau la prieteni și hai, poate jucăm aici împreună toți. Toți nepoții mei. Hai la casa asta de aici de ghei. Burcanul e nenorocit. De ce e nenorocit Burcanul? Nu știu. Ia ca un player aici. Așa l-a făcut mama lui. Hai, tăi și în casă, fraiere. Vine cu asta, dar știu, un tacticăr. Sau de fapt, eu un tacticăr, că n-am cum atebă, pam. Și am două hero-uri. Deja te-a la prieten. Păi da, da, dacă nu mai cumpărați codul meu, vă dau un frame, frate. Păi e frumos așa, trebuie să cumpărați acolo mereu. Uite, ăsta e Zburcanul. Ia, vine, Zburcan, la strip, n-ai... Ești nebun. A, nu era el. Eu nu pot să joc, dar stau pe live-uri pentru că maica mea îmi va lua PC-ul de 1.000 de euro la vară dacă învăț. Mamă, o să-l pot să ajung să găsai pe live-uri, frate, măcar atâta. Hat! Clopoțelul a activat două live-uri pe zi, un episod la prânz și ai. Ce regulă a prânz? Până la două. Tot prânz, să numește și ala. Tot prânz, dar mai cu întârziere. O, oh, 100 la... O, oh, n-au cu 1, nice. Joc prea bine, mă. Vin și la tine. Dar la pisă vii. Am venit deja, îmi vedi. Nu am cum, îmi dau prea bine. Bine că lutezi tu, ei bași și tu lutezi, bravo, mă, senpai. Dă pampul ăla albastru, stai, ouăle. Da, că eu lute ticălul. Ce bulangiu e, senpai. Ați, ce la unde dă pe tine? N-am mare, fuck! Ce-i fă asta? Bă, că ai unul cu sniper în stânga, ai bandaje aici? Am apisă și materiale. Hai că a avut materiale dacă e. Salut, Daniel, fratele meu cu membru. Aici. Păi și ăla unde cu skill-ul ăsta? La mine, ok, vin acum. Salut. Câte skill-uri aveți? Eu am 140, cam așa. Deci cu coace. Întâi dau meschitul. Salut! Hai cu câte un sucă, băi, adică să vă abonați, facem și noi 26k abonați. Și băgați codul Vicat, i-am bățat pe aici și o casă, primiți un ansă, deci împreună și bineînțeles, băi, dați un like la pihai, facem și noi 150 de like-uri cum să scade, că i-am bătut băi aici, așa de kill deja. Hot! Mersi. Să fii sănătos și ciocanul să l-ai gros. Tărăm, tărătătăm. Până vară o să am moderator, zici, ia uzi. Talent. Mai e un singur player, uite, l-am văzut. Ia la cardul la lui.
Uite mi-a kit, nice. Mă omoară. M-a omorât. S-a făcut că mă omoară. Nu, te bate pe treptare și el. Păi nu mai are. Vezi ce faci. Da. Uite, mai avea 125 HP, ești nebun. Am tras dacă e. E full, a fost full HP bulangiu. Ce fel îți place, mic, gros sau mai mare și... Cum adică? Bă, frate, a făcut și noi 15 kg preză și ne bate un noob de ăsta, bă, că aia și ciocanul în gât. Frate, nu-mi plac playerii ăștia care vin în locații mari, stau chef și nu se bat, știi? Păi, ori ne bate, ori nu. Păi ce-i fa asta? Mulțumesc lui Floki că m-a învățat cum să fii cu tine în meci, să-ți dau stream site. T-a învățat, a? M-a învățat. Bobby zice ieri că când am codul tău, am cumpărat după show, mulțumesc. Eu câți abonamente trebuie, frate? Bă, vreau neapărat să facem noi, uite, 20 abonamente trebuie, băi, 20 abonamente, să moară băieții mei, hai repede cu subscribe, mă supăr. Și care se abonează, primește ad, gata, am spus vorba, să moară băieții mei. Ad repede pe Insta. Ia uite, băieții, că 10 follow și pe Insta, fugiți repede cu follow pe Insta, nu neapărat fac eu follow rău, băieți. Dar vreau să îmi dați aici mesaje, cumpărați codul meu, să vă uitați pe story-ul meu, să fiți activ, nebunie, nebunie. Care cumpără codul meu, primește și ea, ne jucăm împreună. Din mafia noastră. Ia, s-a abonat Albert, pe fratele meu, mersi. Orez cu lapte. Faci industriile, ce sunt alea? Nu mai spama, bro, te rog. Faci indestru... Ride by Indestructible. Bă, mersi de ride. Dar mai spama, te rog frumos. Hai cu 26 de ca dacă tot primim un raid ăsta la băiatul ăsta, te pun, mersi mult de raid. M-am dezabonat și m-am abonat ca să apar sus și nu apar, păi le-ai pe priva de aia. Le-ai pe priva, frate. Ia uite. Hai dă și noi unui. Opa, îți dau afară pe Insta, ok. Dai share pe Facebook, Joanule. Mi-a zis că te-ai abonat. Din mafia noastră, toți nepoții mei. Urez cu lapte. Eu bag codul, dar nu cumpăr nimic, că nu am mai am V-Bug. Frate, băgați codul din pata Fight Shop și când puteți voi să cumpărați, atunci să cumpărați. Ați înțeles voi? Nu-i problemă. Bă, uite, tu știi câte ți-e prindat pe grupul ăla de Fortnite România? Eu știu că sunt numai copii proști acolo. De-aia, de 10 care dau banii primii. Ha. Bă, știu, eu le zic, nu dau primul, nici intermediar să facem... 16 abonat, bă, băiți, hai că putem! Da, mă, sunt mulți copii de aia, vai de morților care, după aia scriu pe cea la YouTuber, Ovi, mi-a luat, îți apă că sunt default, nu știu ce. Păi dacă, frate, v-am mai spus atâtea ori, frate, și nu vă supărați pe mine, dar nu e prost ăla care dă țeapă, e prost ăla care știu ea. Și eu mi-am luat țeapă și eu am fost prost, știi? Și poate o să mai iau și eu în viață țeapă, frate, că îți mai iei țeapă cu multe chestii în viață, nu neapărat cu conturi de Fortnite. Așa, la modul general, de gen, poți să-ți iei țeapă, de exemplu, cu mai multe chestii. De exemplu, și o dată am cumpărat ceva și gen, am dat banii pe el, pe produsul ăla, ca și cum ar fi bun, dar de unde, că era mare, gen, nu era bun de calitate. Și gen, na. Nu știu cum să vă explic. Atent. Am băgat acum o săptămână la pariuri. Așa. Da, da, la sportive cu mai multe meciuri. Am băgat 3 lei și ghiți cât am câștigat. Cât? 40. De lei sau de milioane? De milioane. Hai că câștigat așa mă pe 40 de milioane. Pe streamet? Nu, doar azi de mine dacă ai câștigat. Glumesc. Zi, pe bune ai câștigat asta sau fac la Caterinca? Fără mișto. Mamă, știi ce de banii aia? Calculator. Așa? Ia uite, bravo. Pe 3 meciuri de cât? Ce cota au avut? Ce cota au avut meciurile alea? Ce ai zis? Ce cota au avut meciurile alea dacă știi 40 de milioane cu 3 lei? Salut, Alex. Bă, nu știu că mie mi-a băgat tata. Dar gen, el mi-a băgat și el a plecat. Așa. El s-a dus în Germania. Și mi-a zis că, na, tata e prieten cu ăla de acolo care e de ăla. A zis că dacă după ce se termină toate meciurile, să mă duc să văd dacă mi-a ieșit ceva.
Și când păi, l-am sunat. Păi și ăla cum îi spune? Câte meciuri ai avut pe bilet? Am avut, nu știu, vreo 10. Am uite și ai băgat 3 lei. Da. A, avut 10, cât ai avut cota? Păi ai, că nu știu, că stai să mă... Că... Mama, unde-i biletul? Mai să ligol nu știu, sau că plec la școală, te pup. Vor să promoveze pe chestia asta, Iandra, știi? Cer atenție oamenii care dau rai și au 10 persoane. Adică, e un gest frumos, dar... Anyway. Fă ghetă de fotbal cu Ovi Pațac, hai că fac așa un pic ghetă de fotbal cu Ovi Pațac. Hai că a câștigat așa puțin, poate fi câștigat. Bă, cred mult a câștigat parcă 3 milioane la pariuri. Hați. Bă, abar n-am, eu în viața mea n-am jucat bani mult la pariuri, gen să câștig, gen să bag un leu. Cred că în viața mea n-am avut bilete de un leu să câștig 40 de milioane. Nu văd, eu când mă jucam la pariuri înainte băgam 50 de lei și coteam 2 milioane, știi? Adică cotă 4, adică 2 meciuri, frate, știi? Uite la story că a cumpărat cu codul tău. Bă, băieții, toți care cumpărați cu codul meu, Ovi Cratime Pațac și mă pune la story, vă răspund mereu între orele 2 și 6-7, cam așa, după live, adică, după ce termin live-ul și termin și eu treburile pe aici, și vă dau azi seara, după ce termin live-urile de seara. Câte puncte trebuie ca să la cash capul de mâine? Chiar mă interesează că eu nu mă duc. Hați. Mă uitați să faceți și noi 100.000 de abonați, dar și voi acolo, nebunie. Ovi Cratime Pațac, numai așa, Ovi Cratime Pațac, da, așa, normal. Hai rapid, bă, băieți, cu 26k abonat, un caval cu leva sau ca și băgăt un subscribe. Hai cu te un like, că dacă nu dați like, înseamnă că sunteți noob, cine nu dă like e noob, frate. Hai rapid cu like-ul ăla, n-am un caval gurița voastră. Hop. Hop, Johnule. O să trimit poze cu bilet de seară. Ia auzi. Păi îl pun și eu, câte meciuri mai sunt în el? Ce? Câte meciuri mai sunt? Păi nici că nu știu și unde e, o să pun pe să caute cazia. Păi s-au terminat meciurile sau nu? S-au terminat. Acum o săptămână, două l-am băgat. Mă, bă, de ce nu ridici banii? Ce? De ce nu ridici banii? Păi, n-au ce de ce mi-am dat comandă de pizza. Păi și banii de la bilă când îi ridici? Păi, mi se pare că săptămâna asta. Și-a dus meciurile, bă, dacă l-a câștigat, da, știu. Mi-am dat seama. Dar am vrut să mă întreb așa, ca fapt divers. Da, uite, uite, mă, joc de funcțiile, mă. Ia. Johnule, haide. Hai, da. Ia, uite-l, bă. Opa. Da, nu te bate, că iar mori. Mă, cu nu. Altul. Hat. Lizer, Lizer, are un HP. Hai că are un nou HP dacă e. Hai că n-are. Salut, 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 vezi că mă uit aici la joc. Cât? L-ai bătut? Nu sugi? Te speli? L-am bătut. Ia aici, cât. Hai acolo, Zlarfish, ok? Da. Hai, dă-ți-l, dă-ți-l. Dacă ți-l dai așa ca țăran, nu trebuie să... Obi minus Pațac. Eu vreau să fac bani online cu Popace, e imposibil, bă, nu mai fac. Pune osul la muncă. În primul rând, ca să faci bani, îți trebuie cardul, frate, și tu probabil n-ai cardul, că ai 12 ani. Știi? În al doilea rând trebuie să investești ca să faci bani online. Să fac bani online, dar trebuie să investești mulți. Cea mai bună modalitate de a face bani online mi se pare că este... Dar nu e neapărat online chestia asta. Ulu. Stai puțin. No shield 1. Mort 1. Dă-și pe minulare, te rog frumos. Așa. Cea mai bună modalitate de a face bani online mi se... Dar nu e neapărat online, mi se par pariurile sportive. Și faci mult bani pariurile sportive dacă știi să joci, frate.
Mă să-mi dau meschitul la rapid. Hai, trebuie să departe de la. Parcă-vă că la final ne bate ultimul slab, iar. Așa, băieți, fiți atent, mă, că v-ar gura asta. Pariurile sportive e singura modalitate prin care poți face banda online, gen pariuri sportive online. Și vă spun și de ce, ca să argumentez chestia asta, ca să nu vă spun degeaba. Nu vă spun să băgați la pariuri sportive, nu vă sătuiesc, faceți ce vreți voi. Dar uite, sunt așa, sunt niște oameni care cumpără meciuri, știți? Și oamenii care cumpără aceste meciuri vând ponturi pe internet, da? Dai foarte mult, de exemplu, cunosc un băiat, frate, care mai cumpăram și eu, care vindea pontul cu 100 de euro, de cotă mică. Dar pontul ăla era 100%. Nu punea cotă pe, n-avea meciul de astea din Europa League. Avea meciul de-aia după, în Africa, după în prostii de-astea, știi, după în țările de-astea ciudate. Așa, păi, și care era șmecheria lui? El cumpăra meciuri cu alții, că era comentator. Și spunea, bă, voi meciul să-l pierdă, da? Și după aia vindea ponturi și scotea banii pe care cumpăra meciul. Și pe plus, ați înțeles? El, de exemplu, îmi vindea mie pontul cu 100 de euro. Eu puneam 200 de euro pe card, pe bilet, dar pierdeam 300 de euro. Meciul avea cotă 3,5, de exemplu. 3,5 ori 200 de euro cât puneam eu pe bilet, ia să vedem cât vine. 3,5 ori 200 de euro pe bilet, eu câștigam 700 de euro, da? Minus 300 de euro aia de am investit, rămânea 400 de euro pe plus. Așa, un meci decât. Dar îți trebuie foarte mult bani să investești. Și poți să și pierzi, există și o șansă mică, dar există. Adică, atât timp cât există șansa să pierzi, chiar dacă e mică, contează că există, știi? Acum, nu vă sfătuiesc să băgați la pariuri sau ceva, că voi sunteți minori. Dar eu făceam bani cu chestia asta, nu cumpăram, nu băgam mulți bani. Dar băgam și acolo 50 de lei pe un bilet, scoteam și eu dublu, scoteam 1,5 milioane. Sincer sunt, nu. Ia uite-o și tu, eram bugul ăla care nu mai merge caracterul, ești nebun? Aveam bugul care nu merge să sar. Of, 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 ucl. Ia uite, bă, ce dracu, mă? Uite-te și tu, nu merge să sar, ești nebun? Să sar, să alerg. Hai, bă, mergi! What the fuck, bro, nu mai merge să merg. Mamă, frate, n-am cum să-i bag așa, că nu pot să merg. Merg caracterul singur, ești nebun. Bă, nu pot să merg, bă! Ce dracu e, mă, jocul ăsta căcat? N-ai cum, frate, să mergi, ești nebun. E imposibil să merg. Bă, nu pot să merg. N-am, mă, frate, cum că nu pot să merg. Hai, mă, că-mi bag ciocanul în el de joc, frate, prost. Nu pot să merg. Ce de tasatură proastă. Ce dracu de joc prost. Mamă, băi. Mamă, ce mă nervează. Ce de tasatură. Chiar fără butoanele. Ce dracu, mă, nu pot să mergi. Băgăm, aș pula în el de joc, că dau alte F4. Mamă, dă-l morții de joc, frate, nu pot să alerg. Aolo, o să mă șir de pe chat. Să te caci la tastatură cu aia, să te caci la tastatură. N-ai cum, dacă nu poți să mergi, mor jocul ăsta, nu mai am joc cu aia jocul ăsta, de căcară de tot. Să-mi bag, mamă, nu e de tastă. Mă, e nervant, frate, cum să nu te lasă să mergi? Dacă nu, stau pe loc, eu dau pe ăsta și nu mă lasă să merg, ai nebunit. Să-mi pun butoanele la loc acum. Mi-a dispărut un buton, l-am pierdut, cred. Unde o fi, mă? Pauză și mai trebuie un buton. Să nu-mi dau peste cu scaunul peste el, da. F8. Unde te-ai dus, mă, firar, mă, ta? Eu uite și nu văd unde butonul, ești nebun? A, uite aici. Unde s-a ascuns un nebun? Gata, jucăm mai, frate, ca cine el de joc, frate? Joc prost.
Sau te lasă bătere jocul, să alergi, să te, poți să te bați, ești nebun? Sau te lasă jocul, mă frate? Că da, să lasă multă căcatul ăsta de joc. Un căcat de joc numai de copii de 10 ani, virgin. Să te caci în el de joc. Știu că e de la joc, frate, dar mă enervez. Da, ce acolo? N-ai dat niciodată rezi mai mare ca al meu. Da, bravo. Ai că ai dat, ai spart tu televizorul, mă? Da. Eu am spart peretele când mă jucam ce se întrezi. Mamă, mai ai fă, băieți? Deci am dat cu... Am dat perete până am făcut gaură în perete, dar am făcut gaură ca la nu cum am făcut aici la apartament. La mine la țară m-am spus, am tot la fel, am... Pe pereți regips. Sau regips de la cum îi spune. Să moară băieții mei. I-am dat câțiva puni și după la scaunul. Am dat cu scaunul, s-a făcut gaură în ăla, ești nebun? Și nu mai spun de pumnului pe care îi dădeam în continuu. Dădeam pumn și după aia ce făceam? După aia dădeam cu ipsul și vopseam ca să nu vadă maica mea concerta. Aoleu, să mă arăt băieții, frate. Ce să facem, asta e? Hai cu temul leu, bă, vă rog frumos, așa noi 200 de like-uri și abonați-vă și voi, facem 200.000 de abonați, că acum mă enervez și mai am un joc Fortnite. Zi-mă. Încă 17 abonați. Ce zici acolo? Nu, uite-le, mă sună unul cu un număr privat. Cu un număr privat, a? Foarte bine. Mie nu merge, ok. Hai, lasă alții. Dacă nu ieșim de aici cel puțin cu 10 kill-uri. Se pare rău, nu știu. Ia zi-mă ceva. Ceva. Rica nu știa să zică răuțușcă de murică. Rica nu știa să zică răuțușcă de murică. Na, nu e rărit, e așa un pic. Ai aparat dentar? Ce-ai zis? Ai aparat dentar? Nu, what the fuck. N-are. Dar se aude așa de la căștile astea de telefon. Da, te cred. Ovi care multă la familie, Mitran, eu nu tot video, mă cheamă mine, tot numele meu din buletin. Haaaați, joanilor. Rățușcă, hămurică. Am greșit, lol. Momul lol, îți dai seama, what the fuck. Hai cu te un like, chat, băieți, mai vorbim și voi acolo pe cea că e plictisare rău pe live. M-a supărat, gata. M-a supărat că nu mai ajuns noi 200 ca abonat, zici, zici că o trage cu dinții de ăștia 20 de abonat, să moară mama. Mersi, cu plăcere. Hot. Ce am mai? O avem jumătate de oră jos cu mine un duo sau un squad, ia uți. Gen, o dată mi-a văzut televizorul, a văzut televizorul, dita mai gaură în televizor. Te caci în televizorul lui, avea televizorul de stricat și ce-a făcut și el prank, să mă arăt băieții mei. Cum fac ăștia pe YouTube, i-am spart telefonul lui sorul meu și telefonul sorului nu s-a prindea, să mă arăt familia mea. Că ai văzut prank-ul ăla pe YouTube, să mă arăt băieții mei. Adică, și eu dacă aș face prank-ul ăsta, tot la fel aș face, dar vreau să zic așa că m-am divers. Din Caterinca, i-am spart telefonul sorului ăsta și are mare Nokia, să mă arăt băieții mei. Ok, mă, Anda, ce zici tu acolo? Unde sunt mulangii ăștia? Hop, unu. Ai murit, mă? Tu ai murit? Eu cream că vii la mine. Nu da, ce vorbeam cu el pe Discord, un prieten. La câteva aveți ai mod? Ți-a răspuns cineva deja. Mă mai apure botul, să știi. Eu am avut o gaură în red cauza acestui joc. Bă, du-te. Da, bravo, frate, dă-l bine. Uite un med, dacă nu ești bine ăsta. Hai să dă niște squad-ul, dar n-a chidat squad, cum mă nervez la squad. Nu e bine.
Sau asta trebuie niște scoate, băieți. Mamă, dar ce dă o vecine cu bulmașina asta? Aude pe live-ul ca v-ați văzut că iar dă vecine cu bulmașina, ești nebun. A spus azi că la stare un TikTok al unei fete care era, zici că erai tu. Ia o să pe ăsta. Da, mă. Am cumpărat cu codul tău, bă. Zic că ai zis că n-am codul, că m-a prins. A, păi s-a mărturit, ai cumpărat codul meu. Mi-l sugi? Te speri? S-a mărturit, ai cumpărat codul meu. Da. Bravo. Bă, vegan, scoate microfonul și bagă-l iar. Dar ce mai ce ai cu el? Era să te cui o bagă. Iar băiatul din veci. A, stai ăla de ieri, dar ce fa vega? Elixir, te rog frumos. Mai ești virgin, frate? Dă-i mă ready. Mai ești virgin, mă, fratele meu? Încă da. Încă da, n-ai scăpat de boala asta. N-ai scăpat de boala asta, mă, vega? Ce? N-ai scăpat de boala asta? Nu, nu, nu. Și cum vrei să scapi? Te-ai ținut de nod novembrie, te-ai ținut de nod novembrie challenge-ul ăla sau ai rupt-o? Sincer. Ia zi. A doua. Ai rupt-o? Uh-huh. I-ai dat. Mamă, dar acum pe 3 decembrie ai și tu premium pe Brazers, că e gratuit să știi, de la mine. Bă, uite, mie mi s-au blocat like-uri, ia da și mie cât unei să vedem, poate să revin. Da, tu mai ești, mă? Tu mai ești? Nu, eu rupai sunt. Eu am avut programare la Senpai. N-am ars în cur un pic. Că sunt Virgil la cur. Dacă auzi. Aaa, mă rău. Am zis că 2300 de V-Bucks, bă. 2300 de V-Bucks. Aaa, ce bine e, mă, cam așa. Bă, băieți, dar avem foarte puține like-uri, că stau două oră live. Ia dați acolo câte un like, vă rog frumos să vedem și noi dacă facem 200 de like-uri. Care nu dă like-ul, bă, ăsta e ciocan. Stai, mă, din gură. Zi să mor tu, Abi, zi să mor tu. Ce ai mor eu? Nu știu. Bă, am văzut pe videoclip? Zi să mor tu că rămas tu cu FaceTime și mi-a arăt ciocanul. Da, nu, bine, ia zi, poți pe videoclip? Nu. Bine. Dacă văd videoclipul cu mine, când mă lucrați cu apă YouTube, vă dau strike. Ce? Dacă văd videoclipul pe YouTube, când mă lucrați cu mine la squad, vă dau strike. Nu, serios. Serios. Păi de ce? Păi da, aia. Ha, bă, așa vreau eu. Că mie îi apare acolo pe YouTube. Nu, frate, lasă, mai face videoclip. Ha, bă. Nu face videoclip dacă am zis că nu îți dau kick. Îți dau cont. Dar am văzut că unul a făcut videoclip cu tine. Păi l-a plătit. Bine, și-o făcutem. Și eu am făcut odată, dar nu l-am postat, pot să caut. A, păi oricum, cine face video cu bune poate să-i dau strike, mi-e pare aici la YouTube Studio. Pentru că nu-i dai voie. Hai, nu-mi dau strike, îți dau două conturi cu Galaxy. Ia dă-mi. Hai, cam pe dracu. Atunci îți dau strike, alegi, conturi cu Galaxy sau strike. Strike. Bine. Dacă nu, ștergi videoclipurile. Ha, și văd atâta care mai ești? Mai ești tu gagici? Eu? Da. Ure. Mai? Mâna dreaptă, m-am și câta dată mâna stângă. A, mă înțeles. Colegi pe la școală mai? Darea bune? Ce? Ce colegi ai la școală? Să-mi fac școala, mai bine nu acum. Vorbește am frumos. Am dat pe tuna, dar e băiat, să mor eu. Pe ori e băiat, ori e fată, dracu. Eu nici nu am uitat pe tăbi. Mamă, păi înseamnă că tu ești gay. Corect? Faza, ești gay. Ești gay. Te-am prins, te-am prins. Nu e monsta gay, simt pe tu. Ba da. E gay. Ce, spuneți voi, nu e asta gay? Spuneți voi chat, nu e asta gay? Uite că și ăștia pe ce spune că ești gay. Mamă, păi ce faci, umbli? Bă, vrei să vă las fără contul, la mai serios. Bă, mă-mi fur contul, a? Știți că am spart ăștia de la... Am intrat în PC-ul lui ăștia. Lui ăștia? Care ăștia? Nu, ăia, cum vrei să-i cheamă? Cum îi cheamă, mă, ea? Zii tu, mă! Știu eu, păi dar zi tu, ca să știu. Dar nu s-a lăsat psych-ul pe PC. Intra lăsat psych-ul pe PC, te-a mai bătut psych? M-a apus psych-ul, mă!
Te-a pus pe YouTube, bă? Da, da. Ok, ei dat, du-te cu pietre în geam, n-ai curaj, stă la casă sau la bloc? La casă. N-ai curaj să te duci să dai cu pietre în geam. Deci n-ai curaj, dacă filmezi, dacă filmezi cum te duci să dai cu pietre în geam, eu îți dau mod. Mă zici pe mama. Îi dai pe acoperiș și pe, în pereți, în astea, îmi dai în geam. Da? Nu știu că vine și mă bate. Aoleu, nu știu dacă... Mai ies el pe la poartă, mie că mă prinde și-mi dă vreo... mă bagă în spital. Te bagă în spital, ha? Auzi, ce unul, că ești gay, că te-ai futut cu el în cur. Așa e? Da, l-am futut pe el în cur, da. Dar el pe tine nu. Care e mai mult băiat. Aaa, eu cred că tu te-ai ars la curb, la până la câte ani ai tu? Ce mă? Câte ani ai? 13. Dai bă, ready. Gheiule. Ai 13 și nu puteți. Cred că ai... Da, da, vreo problemă, tu vrei să vin peste tine, să te iau chestiune să... Ia, vino, vino peste mine, vino peste mine. Dă-mi adresa ta, n-ai tu pe eu. Am tu pe eu, dacă tu ești în Pitești, îți dau adresa mea, dacă îmi dai o poză cu tine în Pitești. Poate în Târgoviște, poate să vin până în Pitești. A, păi în Târgoviște stau la țară. Asta ne trebuie să ne batem, vrei? Hai mă, hai. Te ține, păi ce stradă să ai în Târgoviște? Stau chiar lângă Târgoviște, la 10 km. În ce sat ești în Târgoviște? În Fierbinți? Tu unde stai, mă? Zi tu unde stai tu. Zi tu unde ești în Fierbinți? La Vulcana Pandele, mă, lângă Saic, dacă știu unde stai. Hai că știu unde să stai dacă e. La Vulcana Pandele. Nu știu ce e aia. Restaurant? Bă, ai auzit de țatul Ciotânga, pe acolo? Da, am auzit. Pe lângă. Eu stau la Fierbinți. Știi unde e Fierbinți lângă Târgoviște? Bă, că la Ciotânga stau țigani, acolo. Bă, știi unde, știi unde e Fierbinți? De lângă Târgoviște? Nu. Ei, nu, cum trebuie că e acolo la 10 km? Găiești, de găiești, ai auzit? De găiești, ai auzit? Da. Acolo, lângă, în găiești, stai eu. În găiești, de fapt, la intrare. N-ai tu pe să vii la mine, că-ți dau adresa mea. Ia, să-mi dai adresa ta pe Facebook. Pe Facebook, pe Insta. Vrei să o zic acum? Ia zi-o acum. Fii atent. Ia zi. Fii atent, județul Dâmbovița. Așa. Comuna Vulcana Pandele. Așa. Strada Ploscărești. Așa. Numărul 8. Numărul 8. Bloc sau casă? Casă. Cu câte etaje? Cu... Părtez. Cum dracu să zice, cu 1 sau cu 2? E cu etaj. Cu 1. Așa. Gata, vin, vin mâine, că... vin mâine, ok? Că mâine sunt așa de service. Ai tu mașină, Ovi? Da. Ce mașină? Cum? Nu, n-ai după să vii la mine. Ba da, păi dacă vii, te-am că vii mâine, uite, am reținut asta strada, scris pe telefon și vii mâine. Nu, n-ai după să vii la mine, să văd. Da, vezi că te bani dacă vin. Păi, ok, și eu pe saic. Păi, știu, și îl mai știu, vă dau capul în cap amândoi, să vă rog, amâile mea. Că saic face bătăi de-alea. Face bătăi de-alea periculoase, a? Bă, mi-a dat odată una. Eu port ochelari, bă, mi-a dat odată una. A, port ochelari, ești și mic. Ce înălțime ai? Ce? Ce înălțime ai? Ia zi. 1,58. A, păi era că te-au într-o mână. Și cât de chile ai? Stai care 2 metri. Mă, tot la jucanta care e 2 metri. Bă, știi ce fac eu dacă vin la tine și te bat? Bă, nu mai jura, bă, că îți dau kick. Fii atent, vin la tine, te bat. Și după aia o rezolv și pe maică ta. Ai tată? Bă, ce faci tu numai, mamă? Zii, ai câți părinți ai? Ai unul sau doi? Doi. Doi. Și stai că tu lucrează pe tir? Zii. Stai, nu știi că mama stă în Spania, bă. Aaa, e mai bine, mă, decât la aia Spania acolo. Ce face Spania? La Nike-ul ăla, asta e, a? Auzi ce zic ăștia pe ce-am auzi? Salut Andrei! Dai și pe câte un like și abonați-vă la canal, vă rog frumos, așa de 6K. M-auzi, frate? Dacă nu te jură, spune că tu ai doi tască, dar ești gay. Adică tu n-ai mamă, ai doi bărbați ca părinți. Idiot! Idiot, ia?
Te omoară ăștia aici. Hai cum gândesc să te bat. Vii frate. Să fac poză cu tine. Te la fona, te ca disperatul. Da, da. Tu ce ai și tu te învăț să generezi conturi? Da, mă înveți să generez conturi, ia? Păi eu îmi bag banii fona, că eu nu sunt sărac să cu generez conturi, mă. Da, mă, dar mă da la un tutel, la... Păi dacă... Din mafă, păi noastră, tot... Păi PC-ul, PC-ul meu valorează mai mult decât toată mobila din dormitorul tău, o să vă arăt familia mea. Ce? Din mafia noastră, tot abonat. PC-ul meu valorează mai mult decât toată mobila din camera ta. Să mă arată că valorează mai mult. Da. Nu te sug. Ce mobila? Cât a dat pe mobila din dormitorul tău? Ia zi. Mi-ai zis-o pe aia cum eu sugi? Ești gay? Da? Salut, o zi, dai și mie trebuie să cumpăr codul meu, frate, ca să primești asta. Zi mă, cât a dat pe... Nu-i dau ochii, lasă-l. Cât a dat pe mobila din camera ta? Ce mă? Cât a dat pe mobila din camera ta? Nu știu. Sau mă, eu am PC-ul mai scump ca mobila din camera ta. Pune pariu? Hai, da, da. Păi cât pune pariu? Păi da mă, dacă aude neco, știi de ce? Da, ce aude neco? Păi să mă arăt băieții mei, tu știi ce e în cameră? PlayStation, televizor, un controller, un pat, ascultă-mă ăștia din gură. Un pat și un șifon era ta în cameră, să mă arăt băieții mei. Păi nu stă în cameră. Cum? Nu stă în cameră. A, tu n-ai cameră. Nu, mamă, da, bă, să-mi bag. Ce să-ți bagi, bă, ai spus că ești virgin, ce dacă să-ți bagi? Atul le mobil, ce mai mult de ce milionat. Are mobilă de aia. Are mobilă de aia. Am un frat așa, de aia așa gen hâjurile. Cum am eu birou ăsta așa la jumătate, așa l-are și el. Și fă genul, să oară familia mea. Băi, microfonul lui Hitler. Bă, ia zi-o, frate. Mi-a furat 60 de euro, bă. Ce-a furat 60 de euro? Ce-a, tu dacă vezi 60 de euro la unul, mănânci mai poate o lună după aia, ești bucuros? Nu, păi n-am plâns, dar e idiot drău, copilă. E idiot, păi, ce dracu 60 de euro, că ăștia de 13 ani ca voi când auziți la 5 euro, îi mai vreți să dați un schem. Să mai mâncați și voi ceva. Pă, bune. Tu. Am dat la schemuri fără bani. O groază. O groază, a? Eu n-am dat schem, n-am dat schem. Tu nu dai schem, nu? Nu, n-am dat, mă jur. A. Dar câte ani ai spus că ai tu 13? Zi bă! Nu zic mă Mirsuci, dracu, nu sunt prost. Pă bune că nu zic Mirsuci, da, sau... Da, da. Uite, dacă zic Mirsuci, să-mi ia să-mi ia toată oamenii după live acum. Ok? Zi bă bune, câți ani zic, ai 13? Da. Și ai spus că ești de Dâmbovița, nu? Te puțin cur? Da. Bravo. Pă, a spus că nu zic Mirsuci, a spus că nu zic Mirsuci, dar altceva am zis. Aoleu. Îmi place la fata de tine, parcă te-aș barbardi un pic așa. Că eu sunt pe bi și pe femei și pe bărbați. Ce să mă arătă? Pă bune, pă bune că ți-l iau așa un pic. Dar tu stai, tu stai. Tu stai, tu ești ăla care stă, că ăla e gay-ul. Ăla care dă, ăla care dă, ăla care dă nu e gay, e gay ăla care stă. Ăla care primește. Ăla care primește, da. I-a dat vocea lui ăla, nu? Nu te-mi da mă, i-a dat vocea lui ăla. Dacă mă duc pe tine, îi bag pe zile și de unul meu la capitolul. Ha, bătă-l pe la dat, ai unul pe casă, dacă îl bați pe ăla îți dau mod. Și vin și baba aia pe la tine acolo. Să-l că-l bag eu, bă! Cu o frică, dacă nu mi-o lași, vezi, nu-l ajut. Bătă-l pe ăsta, dacă îl bați pe ăsta îți dau mod. Ah, mi-a dat finish. Am pus codul, mersi. Nu, Alex. Nu mai am ajuns pe controller. Ce plânge ăsta? Uau, mi-a luat pe cel fără baterie, bă! Da, frate. Am omorât eu pe la care te-am omorât ce-mi dai. Ce nu dau nimic, că tu ai și memba și mod. Da, da, nu. Ah, scuze.
Salut, Rares Gaming. Abonați-vă și la voi la canal, vă rog frumos. Și băgați cont pe shop-ul ubicat eu, pățac. Bine, mă, Berga, hai că te las, fratele meu, salut. What the fuck? A, ce ratat e ăsta, zice unul băiat acolo. E gata, adică, frate. Dar la spate, dacă aș fi fața mea, dacă aș fi locul ăsta, că la spate. Oho, 3 HP. Hot. Ce faci? Bine, am o întrebare, mă lasă să o pun? Nu te las. Încă 2, încă 15 abonați, băi, să mă aduceți și voi câte un subscribe acolo. E el, mă. Hai câte o scăpă, băieți, vă rog frumos. Azi mi-a apărut un clip de la frumos, cum vă place vouă, dar bineînțeles, vreau am o rugăminte la voi toți după live, dați-vă cât până la facem 200 de like-uri și încă o rugăminte, mai am fugit rapid, rapid de tot pe Instagram, dați-mi follow și trimiteți mesaje cu numele vostru și când cumpărați cu codul meu și eu vă dau oadă, băieți, vă dau oadă aici, nebunie, nebunie. Bă, de ce mi-ai dat click? Uite, unde a părut ăsta, ești nebun? Bă, de unde intră mă aici? Mă, mă, ce copil disperat. Ce copil disperat, să mă rog băieții mei. Ce copil, frate, există. Mă, nu mă, nu ce vrei să mă chic, bă. Ce vrei din la, de la mine din inventar, miniuri? Miniuri și shotgun-ul ăla nebun vreau, asta vreau. Dar l-o să nu e cardul, da? Asta nu și-a revive. De la cine pațac, de la litere grecești pătul acu. Uite pe Insta, după mergi mă pe Insta. După live, are 2 tați. Să mor. Aoleu, dar ce mi-ai dat ochi? Ia, stai spectei pe mine, ia uite. Să spune să stea pe mine spectei. Mai știi mă când era regiul ăla din septembrie? Ăla din septembrie, da mă, mai știu, hai de jorule. Hai cu tu la băi, facem și noi 200 de like-uri. Dacă facem 200 de like-uri până terminăm meciul ăsta, dăm un... un ad la cineva random după ce a dat ok, băgați repede că tu un like și abonați-vă la canal, încă 15 abonați, doar 600.000 de abonați. Ok, hai că o să facem 15 abonați, băi, până termin live-ul. Că mai țin încă o oră și ceva. E băiat de băiat, mă, am de ea dat kick, da. Vrei glante ceva? Da, da, are. Hați! Copilul ăla e prost, e mila ta de 13 ani, dai seama. Are ciucanul mic. Să moară băieții mei, rare cât al meu mort. Hai la drop, hai la drop. Haide, Johnule. Bă, am 160 de like-uri, ca puțin la like-uri, dar asta e. Am făcut 400 de like-uri, 150, asta e. Zile cu like-uri, zile fără like-uri, doar o întrebare am și la voi. Rupeți și voi butonul de subscribe și băgați codul meu pe Nightshop, băieții, ok? Ovicati-mă, pațac, hai vă rog frumos. Cu codul la nou Nightshop. Care are codul meu, pe spuneți după ce acolo, eu. Eu și tot rap, cam și una. Ovi e un băiat care vinde conturi ieftin, ok. Așa se numește copilul a unor doi, a unor gay. Vega YouTube. Îl căutam pe YouTube să văd dacă a filmat când a jucat cu mine ca să-i dau strike. Nu, mi-am luat 106 pietre din asta. Cât? 106? 106. Bă, bă. E gay? Nu. S-a mort că nu ești gay. Pă bune? Zi mă, ești gay? Pe bune. Pă bune că nu ești gay. Zi pă bune. Îți plac femeile? Pă bune că nu-ți placă. Salut Marișan. Mie plac câinii. Cine e supraponderal la mea? Eu. Tu câți ani ai? Ce, eu? Dar ce te-ai pus omul când ai spus câte ciocane sugi? Bă, viața mea. Văd că mâine mi-e mașina de servis. Vin și dau băieții din acolo. Unde stai tu, în București? Nu. Unde stai? În Giurgiu. A, nasul, la mașina în Pitești ai la serviciu. Hat. Dar acum colo s-o duc la Bavaria, să mă arde băieții mei să o repar. Cum am probleme cu ea? Oricum nu-i problemă, poate vin eu pe la tine. Vei tu pe la mine? Mai ții minte cum zicea chinezul că vine la tine și doarme el la tine? Da. Oare ce mai face chinezul? A, mai venit. Ce, ce? Mai bă? Asta se joacă cu unul care zici că e mult. Are o la... Are la 50 de ani.
A, Giurgiu, stă Imogen? Auzi, știi unde stă Imogen? Da. Și eu știu unde stă Imogen. Eu știu unde stă Neveu. Eu nu știu. Știu unde stă Imogen, că stă în... pe strada București. Așa. Lângă Mihai Viteazu. Blocul nu-l spun, etajul 3, scara A. Ha, și apartament? 13. Ha, eu știu unde stă Neveu. Nu știu. Neveu stă în... De câte ori n-am fost la el și am a răspuns, stai că să-l auzi, dar a spus că e afară, mereu. Asta cum îi spune, Neveu stă în ăla, cum îi spune, în Videle. Dar nu mai știu strada. Dar știu dacă, dacă stau să mă gândesc puțin și mă duc în Videle, știu să mă duc la el acasă. Haț. Îi faci cadou. Da, în Videle parcă era, nu? Spune băi băieții, în Videle stă Neveu, nu? Eu așa țin minte, că în Videle. Oricum, da, dacă mă duc în Videle, știu. Unde este? Pe Hitler, de NPC-ul. Da, chiar m-ai radat la abonați? Da, da. N-a fost decât să facă view-uri. N-ata? N-ata. N-are mă nic să nu-l dea. Că e munca lui până la urmă. El a muncit banii aia să-și-l cumpere. Nu noi, știi? Păi da, zis doar dacă slăbește. E, na, acum, o fi zis și el așa, de cine știe, poate s-a răzgândit omul. Mamă, câtă piatră dă asta. Câtă piatră dă asta? Am luat 184 piatră. Oamenii se schimbă dulce. Hai cu toți să like-ul, băi. Bă, puțin like-ul live-ul ăsta, să mor eu. Cam că s-a făcut de rădă tot like-urile. Hot. Să nu sparge ăsta de ciocane. Cât e ceasul? 4. E 10, 11, pardon. Opa, ia vezi pe ei. Mamă, nu suntem la scoab, am uitat că suntem la scoab, ești nebun. Hai pe munte rapid. Îți mut la școală, da, de obicei facem mai multe legume. Da, hai mă, că băgași pe Codovii pe asta pe shop. Materiale am, bro, nu stiu. Nu, du-te în altă parte, să iasă să-ți dea snipe, ca să-i dea eu la unul laser. Hați. Nu-mi place să-mi bat în copaci. Nici mie. Nu mi-e trebuit. Mamă, ia, uite, a venit ăsta pe aici, toată fabru, ce retardat e. Aolo. Laura de bio. Bravo. Asta ne jucăm duo. Tărătătă. Auzi. Eu dacă mă duc la școală și îmi iau telefonul la, bio, da, la biologie, am belit-o, că mi-a telefonul și nici nu mai îndu. Tilia? Oh, și mai se dă de loc? Păi, doamna de biologie, doamna directoare. Bă băieți, încă 14 abonați, hai băieți. Bă, la mine e simplu, dacă te prinde profesorul cu telefonul, ți-l ia și dai 50 de lei amendă să ți-l dea înapoi. Așa merge la bine acolo la școală. Vrei Discord-ul lui Senpai, bă? Îl suci? Mersi, Eric, tot bagă-l. Mâine fac 18 ani, la mulți ani. Bă, sunt puțin supărat, băieți. Vreau de tot să supărat pe voi. Că n-aveți codul din pasta, poți șopuri. Haaai! O să arunc dar, Denis, hai cu tău să scuiau. Faci și 26 cam că v-aș vrea să mai un pic așa. La mulți ani, frate, mulțumesc. Și-o fac 17 ani, abia aștept. A, să-mi iau permisul, bă, băieți. Să nu mai conduc așa, e ilegal. Că nu-i bine. Ce mai conduc, e ilegal vreodată? Hai că n-ai conduc dacă e. Ce om, bă. Mereu conduc, dracu. Păi cum vrei să-mi vezi, frate? Când mă duc fac școală de șofer, ce dracu vrei să nu știu să plec după loc cu mașina, să nu știu să merg în oraș? Eu dracu, eu fac școală de reaua că eu știu să conduc. Eu n-am nicio treabă, eu conduc de la 14, nu, de la 15 ani. După clasa 8-a conduc eu. După ce am dat... Eu nu știu treaba aia cu 3 pedale. Care
Sunt că care-i vână și care acționa, ah, că nu înțeles. Sunt ce aia din mic. E clar. Aia de la ușă, ăla de la ușă e ambreiajul, de la jumătate e frână și accelerația aia lantă din dreapta. Hat! Mașina aia blană, dar e în oameni, ca GTA, nu frate, eu știu cum, după bune, adică eu, de exemplu, eu fac școală degeaba. Adică când o să mă duc să fac școala, o să mă învețe la multe chestii. Dar vreau să zic că mulți care fac școala, primele ore de, primele ore de conducere, primele 2-3 ședințe, le învață să pleacă, să plece după loc, să schimbe vitezele, parcări de-astea, gen multe lecții fac așa. Eu chestiile astea le știu, frate. Eu când o să fac școala, pur și simplu o să mă plimb prin oraș și continuu, că știu să mă plimb cu mașina, gen eu știu să merg cu mașina la te. Hat. Parcări laterale nu prea fac eu bine, gen, adică știu să fac, dar dacă aș avea mașini în dreapta și în stânga ar fi un pic mai greu. Dar mă văd ce, frate, nu-i problemă. Salut, David. Hai, jomule. Uite, la iarnă, de exemplu, s-o conduc foarte mult. În vacanța de iarnă mă duc la țară și eu am așa multe cămiși, s-o conduc foarte mult. Abia aștept să mă duc cu mașina. Hai, o să fie și taică-mi acasă ca să fie cu mine, gen, dacă e să mă prindă poliția ceva, să fie el cu mine, știi, să zică că e, gen, ceva de genul. Sunt eu cu el, dacă am înțeles ce vreau să zic. Pop. Bă, da, mă odată. Pasă de Bobby, bravo fratele meu, talent, uhuhu, Evi Sniper. Bagi, man, ce să bag? Mă bucur, bă frate, e bine, ce e bine? Evi Sniper, Johnule. Eu mă pricep la din asta, la ATV-uri, la motociclete, cu alea știu să merg. Da, cu alea se merge, păi cu ATV-uri dacă merge orice prost, că e ca bicicleta. Cu ATV de care merg? Cu de la mic, nu? Nu. No. A, nu? Mă plim cu alta dacă mi-e la țară. ATV-ul e mișto, dar nu știu, nu prea merită. Părerea aia, nu știu, mie nu-mi plac ATV-urile, motocicletele, pentru că e în aer liber. Îmi place mașina, căldură, încălzire, scaune, de-astea, hați! Să te doară la ciocanie, aici un pic și-l sărăcie. Tata, mie îmi pune mereu condiția. Păi când o zici o mare, te duci tu la peste, ce faci? Ce faci? Testăm. Uite, stai și facem 200 de like-uri, bă, băieți. Aia facem. Facem noi 200.000 de abonați nebunie și stăm așa, bă, spate, ne doare la ciocan. Ne doare la banană. Ia zi, bă, Senpai, mă doare la ciocan. Mă doare la ciocan. Cât ai, bă, ciocanul Senpai, aia zi? Cât de mare l-ai? Mai mare ca tine. Mai mare ca mine? Păi am 1,78 m. Da. Iar 1,90 m. Ciocanul tău? Bă, că tu mă sun pe Facebook și mi-a dat ciocanul tău de 1,90 m, eu mi-l tai pe-al meu. Nu. Unde stai? Aprinzi tu semn. Ce mai acolo? Mă, dacă ne merim pe ăla suntem prea buni. Are... Nici nu mai văd. Avem, mă, eu știu dacă are... Ce nici nu mai văd, Discord, mă. Mă doare la ciocar tine dacă am uipat apa șocul, crezi ciocanul mare și-mi da și săracă cu mine, zice unul băgeat acolo, ia uiți. Hop. Mai, e greu să-l imerești pe asta, că e de la distanță mare. Mamă, ce era să mă imerească, ești nebun? Mamă, l-am luat fix pe picior. Mamă, dar să mișcă prostul, nu e bine. Mine, 150? Am văzut. Mama, altul, bă, uite-l pe ăla, altul. Da, poate că nu l-ai văzut, poate că nu l-ai văzut. Poate că nu l-ai văzut ca să... ca să îi dă eu snipe. Unde-i? Unul e în casă. Ah. Am luat ceva și am băgat codul tău, uite-te pe Insta, după live mă uit. După live mă uit, care a cumpărat codul, mic la te mă pața, frate. O să vă dau ad. Și o să ne jucăm împreună. Ok, stai la liniște, după live mă uit. Chiar am sigur. Da tare cu la o parte că n-am luat de tine. Ai cu 200 de la că voi, mâncă parcura voastră. Hâț. Junior. Ia să vedem aici. Ia cum am eu un dăsta așa. Am murit. Cine a murit? Aia, unul de acolo. Și a murit Dumitru. Ulu, nu mai avea materiale, ești nebun. Mamă, și a murit Dumitru. Ia uite. Și a murit în baie cu o mână pe clață și una pe... Zi tu. Coaie. Ha, Jonule, ha, Jonilor. Ce mai faci, nu bune, zice unul. Uite, stau. Frumos. Cum să stau, uite așa. Sau Hades, salut, 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 bine ne vă veți.
Bă, dacă aveam bonus. Hai cu babele alea, bro, facem o verificare de babe. Scrieți toți pe chat să nu scămărie babe, să vedem cine are cele mai multe babe. Hat. Cine are cele mai multe, îi dăm at pe fornul. Unul minus 150 mi-a luat snipe. Le-a luat snipe, ha? Ăla la care te duci e minus 150. Păi dă-mă doar la cinu, că sunt morți toți. Ba nu, mai e unul, Blade Bomber, ceva de genul. Păi la unde e? Prin partea aia, pe unde te duci tu. Nu e mai nebunit. Pe aici, mă. Aaa, păi zi bă și tu că e pe acolo, dracu, m-am dus pe partea asta în altă. Hat! Păi nu. Eu am ce n-ai băzit nebabe, aaa, e frate acum ce zau, stai așa un pic că mă uit aici pe joc, hâț. N-am material eu, dar nici nu pot să fac multe materiale aici, nasol. Nici eu n-am. M-am dat zona aia, ce zice? Unde s-au dus, mă, unde s-au dus bulangii ăștia? Uite aici la mine pe unul. Păi unul e mort, că l-am omorât. Mai decât unul. Vino la mine rapid. Aaaa. Vin. M-am murit. O să mor, să știi. Ba nu. Fuck. Puși băi! Minus 150, are minus 150, dai cu pic. Nu pot, că am 4 HP. Am, o să-mi dai revive că mor în zonă. Păi nu, că nu ți-ai revive. A, nu-mi iau? Am omorât. Mesc, dă repede. Ia bicurile alea rapid. 8, 7, hai please, mor în zonă, Ia cardul. Trebuie să mă duc puțin mai în față, că apucam să n-am meschit-o ăla. Trei chiar. Lasă că-l dau aici, în mid-mid-ox. Nu te cu râu. Lasă că îmi dai în altul de ori, îmi dai aici. Cum vrei, adică? Îți dau un mid-mid, mă, că am 3 meduri, ce naiba. Aoleu, ce faci, mă, mă trebuie unul? Uite, am uitat în zona de greșeală, așa, un pic. Azi eu sun, iauzi. Și dacă pășit ăla, e mă, că pășit am uitat în sună. Aveai timp să-mi dai voi. Hai cu 200 de like, băieți, cine nu dă like, mai că ăsta e curvă. Glumesc, dacă nu dați like, dacă nu. Abonați-vă, facem noi 26k. Vreau să vă zic eu, băieți, dacă băgați codul meu pe aici și-o povicați-mi în pațac, fugiți repede pe Instagram, dați un follow, dați-mi clipuri când cumpărați codul meu și-o vă dau așa și ne jucăm împreună aici. Cu cât cumpărați mai mult, cu atât ne jucăm mai multe meciuri, bineînțeles aici cu voi. Ha, Johnny-lor. Hat! Ale! Mai ai două meschituri, da? Îl sugi? Ești gay? Mai am. Ba, mai au și tu urechi? Hai, rapid cu meschituri, dă-și mie gloanță, dă-și mie hunting. Hai, facem un challenge, să avem voie decât un gloanț pe kill, gen. Dacă nu-l nimerim, gata, murim. Dă-o două biguri, că aveam două biguri, bulangiule. Așa. Uite, op. Deci ce ai zis, dacă nu facem un kill pe, dacă nu facem un... Ha, facem un challenge și avem voie să dăm un glonț pe player, atâta. Dar un heavy sniper nu dai și mie sau nu te înduri? Cum nu? Cum să nu-mi dai? Dar mi-l dai pe la epin, pe la din dar. Hoțule. Bă, băiți, voi ce taiere aveți, mâncavari gura voastră, mersi, te pup. Mulțumesc. Asta e norocos. Îmi iau bullying de la niște colegi, dacă ai putea să-mi dai aia. Păi și cu ce te-ai dat de la mine azi? O, uite-l. Uau, John-ule. Fac și challenge, fii antenă că fac challenge. Ia uite-l, hați. Dar eu zic să las ce vedere și hai în zonă mai întâi. Fac challenge, mai nebunit, uite-l, hați. Hai și în zonă, că fac challenge. Hai că arunci repede că e aproape zona. Hați. Ia uite, mi-a picat mare sniper de asta frumos. Op, Johnule. Dai mod? Da. Cu Battle Pass. Joci creativ? Da. 141, avem 186 de like-uri, încă 14. Ăștia 14 care o să dați like în momentul ăsta, înseamnă că aveți cel mai mare ciocaua, băieți, după live. Plus că... Nu, mă, dragă, trape am. Da și mie trape. Plus că o să primiți cât un kill de la Fone dacă băgați contul meu pe shop.
Ia uite, bă, băieți, fac tire-ul. 194, cred, ia să vedem. A, n-am făcut. Fuck. Eu uite, bă, cum dau cu pick-ex, bă. Vine mă aici. Îmi dai modul după meci? Da, Bobby cântă. Am să bag două zi, iar e mototor în buzunare. Ia, o vine, vine încă. Mersi că ai cumpărat codul meu, o să mă uit. Se poate vine încă să-ți arăt un bug. Cum nu ți-ai foric damage. Vine încă să vezi. Din noapia noastră, toți nepoții mei. Hop. Orez cu lapte. Ai văzut? Uuu, urmă, dar mai zi așa. Ma. Mai am 7. Mersi că te-ai abonat. Ai avut și tu viață? Nu-i problema, am 5 bandaje, un medkit și un flopper. Vezi, dă-ți flopperul ăla să mă mori în zonă. Hai că mor. Haide! Eu am materiale bucate cu data, mersi că te-ai abonat. Deci joci după meciul ăsta creativ, vedem. O vii mai cântă aia cu asta, bat două ziare. Noi o cântăm pe aia, să mișcă pe beat. Ulu, de unde o fi venit? Că de când m-am născut, n-am văzut. I-am dat 150 la 1. Dar unul e mort. Bravo. Să mișcă pe beat. De unde o fi venit? Că de când m-am născut, n-am văzut așa trup. Să moară băieții mei dacă am văzut așa trup. Să moară băieții mei dacă am văzut așa trup. Mă, ce i-aș dau un pic. Cum ai făcut surpriz, mamă? Mamă. Mamă, pentru asta s-a cumpărat codul meu, frate, să fiți activi. Una din două. Ha, să fiți abonat, bineînțeles. Hai cu mine. Să mișcă pe beat. De unde o fi venit? Că dacă m-am născut, n-am văzut așa trup. Senpai, tu ai văzut așa trup de când te-ai născut? Nu. N-ai văzut, cum să vezi. 1000 de glonțe, ești nie, bun. Cine e iubirea mea? Fute-mă și în gura ta. Hot! Te rog să-mi dai aia, mă, treabă, îmi zice un băiat. Bă, du-te, pă, bune? Dacă facem un meciul ăsta, aveți ciocanul mare. Dacă nu, ăla remix, senpai. Haide! Mă, oare de ce mă trebuie să îți ieși tu materiale, mă, dacă 100 de materiale ești nevoie, mă, deși tu 70, 30, 150 de materiale. Asta e bătălie cu sniper, nu cu arme, cu materiale, cu... Păi ce contează? Că nici, nici un bug nu poți face. Materiale faci, îi faci un bug nu ăla, îi pui 3. Cum? Îi faci 3 materiale, îi pui la unul 3 și... Na. Ce ai? Care numele toată familia? Alex Preis, parcă te cunosc. Nu știu, îl cheamă Senpai la numele familie. Senpai e un anime, nu? Sau așa, de anime-uri. Eu nu știu cum. I-am dat 90. I-am pus decât Alex. După mi-a pus Senpai. Uite al dracu ce construiești. Băga mea mâna la ouă că n-am pus. Bă, dar ce-ți mă trebuie bulangiule? Ești bulangiu, Senpai? Mi-e vrea kill acum, că îi dăduse întreb. Cum te cheamă Alex Play, parcă te cunosc? Zici tu? Rupe-i pața, că e rup, că am un kill să mă arăt băieții mei. Tu câte kill-uri ai eu? De câte la sub? 3. Ah, ok. Bă, ce om, bă? Ce om, bă, e pața că sau nu, nu știu, gos. Ne spală tu, dracu, spală-te la pulă. Care ce-i de cu pivă ăla? Spală-te la... Ăla, ai, bă, ne spălatule. Spală-te acolo, bine. Freacă, că dă-i cu sare. Ta ta taram taram taram. Nu te mai miroși Alex Play. Ia uzi. Bă, la mine 2, 1, 10, cât o fi. Nu trebuie de viteare la prost. L-ai bătut? L-am bătut. Yes. Să nu, să nu, nu mai trage, nu mai face nimic. Cum unul aici? Hai, tărătărăm, tără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 tăr
Hai pe Hyper Senpai, că ne-ai văzut. Hai să-l rupem. Da, ascultă băr. Cum să ne ascultă bărul. Eu și-a scăpat bulangiu.
Pa, pa. Mamă, ia uite-i pe ăștia, bă! Dă-i, bă! Dă-i în gură! Mamă! Spărgeau pereții ăștia aici, hop! Wow! Nu intru în trebuie. Nu intru iată, asta e niștită. Mamă, dă-l-a după mine! Ciocănești, pațacule, o bere, o bere, ciocănești, asta se face mâine, deci după aia, după aia bem, după ce facem mâine, pur o mică bem după aia. E de cât ori mai e un... Tu dai? Păi nu se pare nici un micra pe lea. Nu știu, ne-am putut. Băi! Mamă, mamă, hop! Mă mânc ca curba, îți fac scheme. Oho, 157 la 1. Ce-ai făcut? De unde? Mi-a dat un scop de la 150 de metri. LOL? What the fuck? Hai să-l mă să-l bag, că ăla acum e bucuros că ți-a dat ție un scop. Doar așa scrie, că nu a făcut scop. Cred că a făcut kick de la, quick scop. Stai așa, băi, că sunt singur versus 3, ești nebun. Intens merge, hai cu 200 like-uri, fac unul și eu. Promit că fac unul dacă facem 200 like-uri mei. Sau încerc măcar, promit că încerc. De cât s-a băgat heavy-ul înapoi, bă, de 2-3 zile. Nu s-a băgat, ce crezi? Hop. Aoleu! Pleacă de aici, bulangiule. O, bă, lasă-mă în pace. Fugi, bă! Ai, bă, băgameș! Mâna la ouă. Ce bulangii, bă, m-a spăvat amândoi. Dă-i ready. Se vede că nu am mai intrat pe fără, hai să vede, a? Tără-tără. Tără-tără. Te aud, pațac, salut, salut. Bă, dar nu faci și noi de 100.000 de abonați. Băieți, încă 2 like-uri pentru 200x2. Ia mă, ia. Încă 13 abonați. Ha, băieți, mai aduceți și voi 13 prieteni să se aboneze, mă, că faci gura voastră. Dă-și tu ready, pisem pe aici. Eu am dat, dar îți dai tu lip, că mie nu merge. Ah, ok. Salut, Leo. 200 like-uri, încă un like, tale. Dă-i mă la băia, pațac, cui se dau la mod? Bă, eu am capul ăsta mare și de-aia m-am nimerit aia acolo, nu e bine. Trebuie să știu schimbul, mi-l pup ăsta. Ha, hai că mi-l pup ăsta așa, un pic. Fii atent, dacă match-ul ăsta nu-l câștigă. Îmi dai gift. Îmi dai? Nu, că nu-mi V-Bucks. Cât V-Bucks ai? 50. Mă, ce mișto e ăsta de foc. Mă, e talent, mai ales bărbatul. E și bărbatul pe shop? A, nu e. Bă, bă, băi, ce ați văzut aici, bă, cabari gura voastră? Hai cu gura, faci așa 200, băi, doi, ați văzut că s-a băgat aici zăpadă, ia uitați. La news. A, a dispărut zăpada. Din aur arăta că e zăpadă. Da, Alex, îți dau mod. Bă, dar nu găsește, mi-e să moară băieții mei. Băi, ții, bă, ce tăiera, vedem că v-aș vreau asta, eu am 194, ești nebun. Level. Tot ai. Level tire. Ai fără, da, te vă dau bă la toți, drac. Prima mea teza am joi, bă. Cum? Din mafia noastră, toți nepoții mei, orez cu lapte. Am 179, mame, uite aici 200 de like-uri talent. Sunt puțin supărat, băieți, în cavaj gura voastră. Știți de ce? Uite, dau aici pe YouTube Studio și avem fucking 25.987 de abonați. Bă, încă 13, să moară băieți, bă, încă 13. Bă, băieți, așa, bă, încă puțin, bă. Păi cum ar ai plăcut de ce jumate, fata, și aia pare clip. Aia pare clip cu OMTV. Dacă nu face 100.000 de vizionări, mă las de YouTube. Oba, stai eu cu minte.
Ia să ne uităm aici frumos în asta. Ia uita, băieți, am abonamentele după luna noiembrie cu 23% mai mari decât după luna octombrie. Deci am crescut mai mult luna asta. Frumos așa. Frumos așa, Johnny-lor. Haide. Hai, mare, să-mi dai mod. Nu dau aici un mod. Că nu ești activ. Da-și din gură și o să dai eu. Refresh, ce refresh, mă? Ce zici, Giorule? Ce zici, mă, Giorule? Să fac și eu aici un live. Mai un like, mai un subscribe. Hai. Mai am un live ăsta, l-am făcut ca să mai fac și eu un dolar din 10.000 de vizionari ca să-mi iau și o pâine și un pateu. Da, hai. Ce ești cu metre? Uite, vreau să fac și eu 26.000 de abonați și nu mai se abonează nimeni, să mă arăt băiete, mi-ai zis că am magnet la abonați. Da, gen magnet cu sens opus. Să mă arăt băieții mei. Adică la mod că mai trebuie 10 abonați și nu se abonează nimeni. Hat. Ce am, bă? Ce, mă, ce vrei? Whipping. Tu te reacu cu whipping-ul tău. Păi dacă ne-ai spus semnul de te-ai dus eu... 10? Ce 10, mă? Ce 10? Ce spune voi acolo? Tara 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 tara. M-a dat 50 la școală, ok, dar am uitat clopoțelul ăla nebun. Fugiți rapid, rapid, dă-te 10 mai trebuie, da, 10. Fugiți rapid pe Instagram și dați-mi mie follow, băieți, vă rog frumos. Dați-mi mie follow și dați trimiteți-mi clipul cu brațul codul meu ca să vedeți ce canul mare să vă dau asta, ne jucăm aici împreună. Johnny-lor. Mai spart să moară băieții mei. Calete, Johnule. Hai că trag și-o cu sniper-ul dacă e. Îl cunosc un Johnny Valido. Hai că-l cunosc la un pic. În fine, când e mai mic. Așa. Într-o dată se dă-te-mi s-a luat de regulile lui să ne batem 60 în ultima zonă. Așa. Și m-am pus să mor pe toți, de nu mai zis de toți morții. Aia. Când faci costum? Nu fac costum eu. Oh! O să-l cheamă Alex, ești nebun? Păi bă, Sami, pe care Sami mă fată? Salut, Adrian. Mă duc la școală, te-ai pupa, salut. Știi care e ideea? Ia zi. Știi că pe Sami îl cheamă Sami Dicu, da? Da, știu, știu, știu. Și așa mă cheamă și pe mine. Tot Dicu te cheamă? Da. Să mă duc că te cheamă Dicu la numele de familie. Să mut. Hai că te cheamă dacă dăm poză cu buletinul. Nu am buletin, tu dai poză cu certificatul de naștere. Să-mi dai. N-ai cum să te cheamă Dicu, ai nebunit? Ba, dacă zic. Mi-e imposibil să te cheamă Dicu. N-ai nebunit că te cheamă Dicu. Și cum să la școală, Dicu? Aia te încălză cu testi la catalog, Dicu. Dicule, hai. Pe reclamă e pic, bă. Te cheamă Dicu, bă, tine. Mamă, adu certificatul de naștere. Mamă, tu te colo de copil. În cutia de sus? Ia că adu-te ăsta certificatul de naștere. Cu bă, bă, lasă să te cheamă, ce nasoare să te cheamă Dicu. Hai că Sami nu mai la școală, a scăpat el. Dar gen, oricum, în viața mereu dai de persoane care te strigă pe numele de familie. De exemplu, câte ori la cedința asta, să spune domnul Dicu, veniți puțin. Îi dau bulilul Sami că-l cheamă Dicu, gata. Sami, Dicul. Dar ai abuzat într-un fel. Uuuu. Ce ai făcut tataie? Și am un coleg puia. Da, știu. O fezi, negru. Dacă tu spui, eu știu. Toți au pe YouTube, am e falși.
Eu unul cu avea 1000 de oameni pe live, ești nebun. Și avea 20 20 și cât aveam, 29k abonați. Și avea 1000 de oameni pe live, dar erau boss dracu, avea 1000 de oameni pe live. Într-adevăr avea și like-uri multe, avea 700-800 de like-uri. Dar da, totuși Bobby. Ce mă? Acum stai la poză. Pe Insta? Ce Ovi, dau de băut, am luat 10 centi, dau de băut. Hai, dai de băut, hai să-mi descriere care e acolo ta. Chiar fără Caterinca acum, Cristi. Cristi, bravo, felicitări, Cristi. Am și eu 200 de lei scrieri, îți vrei să-ți dau pe script și tu să-mi dai pe PayPal? Hai, că am nevoie de bani PayPal. Ia uite acolo golul ăla, mai sunt 4 zile, fratele meu, Cristi, și mă obsesc. Salut, Odai Wolf. Salut, frații mei, hai cu tău să facem 26 ca abonați. Dăm pe ăsta, cum îi spune. Nu? Pe Insta sau pe Discord? Nu ți-a vezi fața mea, că poți să arăt ca-n poze. Ha, arată-mi eu, dracu, să te văd și eu cât de gay prost ești. Da, vrei să-ți dau? Să-mi dai 200 de lei pe PayPal și să-ți dau 200 de lei script? Hai, sau, respect. Uite-te pe Discord, pe ăsta pe... Pe Discord sau pe ce mă uit? Pe Insta. Cum te cheamă? Alex Marius 80. Dă-i ready. Da. Da, îl cheamă Dicu, dar îl cheamă Dicu, nu Dicu capa. Dicu. Mă, cât să dăgă și mai căsat tot Dicu o cheamă? Nu că... Poveste lungă. A, mă, zi. Cristi, dă mesaj pe, Instagram. Îți trimis și poza, mă? Da. Cum să te cheamă, mă, no, Dicu, ai nebunit? Și dacă mă cheamă, ce, mă? Mă, mai poză cu tine, uite, pe Insta. Mă dau poză cu tine, hai să te văd. Cum să te cheamă Mitran? Ai vrut că Mitran e ok, ca nume. Salut, Armand. Din mafia noastră, toți nepoții mei. Măresc cu lapte. Ia cu telefonul. Yo! Oa, joar cu mine, joc cu tine. Sau car. Tare! Hot! O mie, te iubesc pe tine, poate ești cel mai tare, mulțumesc! Uite, uite-mă ce-am trimis poza care o am și la legitimație la echipa de fotbal. O, asta mă uit după live. Acum vorbesc cu altcineva. Ia. Mamă, ești gras! Grasul. Păi nu mai sunt așa gras. Acum am un an a fost. Păi mă cheamă glonț, hai că te cheamă glonț așa un pic. Atunci aveam vreo 50 de kg, acum am 48 sau 46. Mamă, așa ce e zăbit? Păi, da. Pă, profa mea, dacă eu cheamă bucă. Hai că bucă așa un pic. Aaaa, gălule. Deci. Hați, John. Hai cu 40 de like-uri, cu 250 de like-uri, băieți. Bă, dar știi care e ideea? Că atunci când te apuci de YouTube și el, încep cu... Cu facecam. Cu facecam parcă a început, intră mai multă lume. Da. Și îți bat joc de tine uneori, unii. Și zic că ești gay. Hat. Bună, mă, mai știi? Salut, salut, acum 200.000 de abonat, băieți, încă 5 abonat mai trebuie, mă, că v-aș gura voastră, repede cu câte un subscribe. Ulu. Puși, bă, să nu te omoare ăla. Bă, nu mă omoare, m-a omorât. Toată lumea e gay și fetele e gay, da, și fetele este gay, toate fetele este gay.
Poți rog și eu? Poți rog și tu. Ai murit, mă? Da, bă, hai, arăși, ia zic. Pune-mi orice întrebare. Ca să-i spun mama. Orice. Și zic că e de la tine. Câți ani are? Abar n-am. Unde e evenimentul din Rischi, adică în mărătoarea, că nu mai văd dumneavoastră nici eu, nu mai văd anul, dar seara era. Poți să fac parte fail connect, iauzi. Stai live match. Hați! Ai făcut 50 de ore? Am făcut. Bravo! Bravo! Talent! Bob, eu nu înțeleg fetele care se țin de mână și nu zice nimeni nimic să pupă. Păi de alta e să te pupi între fete și alta e să te pupi între băieți. M-aș fi doar părerea mea, adică ori și fete normal să se ia în brațe, să dați că sunt fete, frate, știi? Gen, altfel sunt fetele, dar băieții nu e chiar așa, la băieții altceva. Update, uite, exact acum s-a face update, frate. Ia uite, bă. Uliu, am ieșit în joc. Păi ce-i fa' asta? Da, băi, să mă bage în joc. Hai să dăm și noi un ad, dacă am făcut 26 ca abonați. Scrieți-vă numele, scrieți-vă și eu numele din jocul cavalului voastră. Eu am vrut să dau sele game mode. Dar am ieșit din joc din greșeală. Andreicu. Bă, am o fată în clasă, numele de familie e Papuc. Dale. Uite de pe Insta, o să mă uit după live. Pe mine mă are obi la prieteni sărăciilor, pe dacă cumpăr cu codul meu. Andra, pe tine cum te cheamă chiar? Bă, iau de placă, pe una la mine casă-l cheamă Muscă. Ma. Aoleu, Muscă, coaie. Ce panoramă e, fii datele, mă, băieți. Toți după like care vreți să primiți ad de la mine, fugiți pe Insta și dați-mi follow în momentul ăsta toți. Și dăm ad de la aia care ne dă follow, ok? Dați-mi follow, abonați-vă, dați like și băgați codul meu 48 pentru ciocan mare. Cine îmi trimite videoclip cumpără codul meu, îi dau ad, frate. Și are ciocanul mare. Hai repede, dăm ad imediat, stai așa un pic. Salut, senpai-ule. Bă, Ovi, ai zis că ăla care... Ia, câți followeri avem? Și încă 5 followeri și dăm ad, încă 5 followeri și dăm ad, îți facem și noi 2800, ok? Salut! Salut! Mamă, băi, acolo intră prea mult, ești nebun. Da, hai că joc și un match până plec. Uite ce am cumpărat cu codul. Ia. Mulțumesc! După ăla, îl cheam, mă, stau pe ăla. Iau, soate, și 33, hai! Hai, trece acasă, trece la școală! Bă, ok, ai zis că până îl cheamă Muscă, da? La mine, unul cheamă Ursaru, la mine ca unul Musca. A, ok, Cristi. Turu, turu, tum. La ce ori te duci vin la școală? La 8. Nu te-ai dus pe zi? Mă, cum să te cheie, frate, Muscă la numele de familie? Eu era, bă, la ok. Muscă, ești nebun? Guys, hai cu 250 de like-uri, că n-am făcut 26.000 de abonat. Mă mură, bă, ce vece brața. Îi facea, bă, brațul meu? Bă, dar nu îți faci brațul meu drept, zempai? Da. Oh. Ia uzi. Tărătărătăm. Păcat, poți să te iei de acolo. Cum? Aici sunt zile de acolo. Ce-am, mă?
Ai și o formă de mușchi, n-ai mușchi. Tot ai. Ovi. Zi. Nimic, nu de rău. Senpai. Eu. Nimic, 2-0. Ce om, bă. Mamă, băieți, am găsit un link, mi-a luat 26.000 de abonați. Să mă, dacă mă mint. Am găsit un link care spune că mai trebuie 8 abonați ca să facem 26.000 de abonați. Hai că cheamă muscaru, hai că... Bă, cu aici era cu sumărmâile astea, hai că muscă, da. Muscă, da, da, muscaru. Ce ai, bă, frate, mă face mișto de bine. Muscaru, că aia se cheamă muscaru. Îl cheamă profesora ta, muscarule, haide. Există numele, și eu aveam un... Muscarău! 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 Haide! Trebuie la ta, mă, Muscarău! Bă, vii tu la ce liceu ești tu? La comerț. La comerț am făcut practica, l-am cărat cutii și un dode de suc. Bă, fără niște mă zic că și la mine în clasă cheamă Muscarău pe unul. Hai că-l cheamă, ce dracu, mă? Mă jur, vrei să o chem pe mama să vezi că... Ia, cheamă pe mama ta! Cheamă. Mamă! Vino încoa! Bă, senpai la fotbal e portar, bă? Nu, atacant central. Am venit măta? A dat cu vreodat cu asta sau? Cheamă mai repede. Eu s-ar putea să ies din meci că trebuie să plec la școală. Atacant în spatele porții, vrei să te mint? Dicu și Muscarău. Am un coleg care îl cheamă Muscarău Ștefan. Ia auzi. Și ia spune, pe mine de ce mă cheamă Dicu? Ia treaba maică ta. Hai senpai, mă, n-ai curat să-mi trebi. Senpai! Cum a întrebat după mine? N-ai curat să-mi trebi, mamă, dar pe mine de ce mă cheamă Dicu? Că nu copiii de mine. Hai, mă, să vină mă mai repede. Senpai, vină cu să-mi trebi. Fă-te-n coa! Numai tu ai râs. Aaaa, vină-n coa. Măi, m-am râs, sper să mori atunci dacă... Cum poți să rog cu tine? Cum e codul meu pe aici și dai pe Insta, fratele meu? Op, Johnule. Haa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 a
Eu sunt Alex Velea, mă. Sunt Alex Velea. Alex Velea, varietă cu păr. Haide, Johnule! Haide, Johnule! Haide, Johnule! Pau! Să nu-mi luați cartul. Pau! Pa. Pa, fratele meu! Ne vedem pe live, bro! Luați-i cartul și dă revive în ultima zonă! Luați-i cartul și dă revive în ultima oră! În ultima oră, în ultima zonă! Ăăă, l-am murit! Ce ați făcut, mă? Cum ne-au omorât? Păi nu știu că pe mine m-a omorât unul cu bombă. Sper să muriți toți. Și săream și ne-a dat grenadă. O să moară băieții mei. Mamă, ce... Mă aș uite la un mic hați. Cu puternice. Hați. E toxic. Dar mi-e pupă Alex Velea. Mi-e pupă Alex Velea. Ia uite. Alex, ce faci, mă? Bine, ce să fac, uite. Ne-a pus ce știe în urechi. A, bine, și ce-o la fel. Ha, băi, intrați din blobby dacă vreți să jucăm. Salut, Toxin! Este default, bă. Hai să-i închid. Ești, bă, ăsta, de meci. Putu-s de zi un curf. De la Tazi, mă. Să mă cai pe Tazi. Bună, Andra are modelator la toți. Adică. Are și la Robine și la Tazi și la... Și la Douzan. Alex Vera după... Alex Vera... Alex Vera după lumea ferentari. Bă, băieți, încă 8 abonați, uitați-vă și voi. Care aduce pe ăștia 8 abonați, îi dau ad pe Fortnite. Hai, repede, facem 26.000 de abonați dacă nu vă tai ouă la toți. Bine, ce-l-i gol, mai bine. Ce-l-a, mă? Modul ăla care mergem, dar... Aha, ok. Dar da și vedeți mai bine. Mama, hai să ne jucăm cu Alex Vera toți. Care e ăla? Alex, ăsta, dar l-am eu. Hai că l-am pe bărbun. Alex Vera, uite.
Bă, ce mă vrea skin-ul ăsta și pe mine să arăt în continuare, dar hai cu ăsta ce mai tare skin. Ce mai bă, Oxidule, vorbește cu mine. Bă, da, Oxid ăsta e default, hai să-i dăm bully, vreți? Senpai. Băi! Da, bă. Hai să-i dăm bully-ul ăsta că e default. De ce? Așa, Caterica, să vedem dacă plânge sau nu. Din mafia noastră, toți nepoții mei, te-am luat. Oresc hai. Cu lapte. Mamă, ăsta e default. Mamă, uite și asta e default. Tu vezi? Vino încoa la mine. Alex. Ce uite-l pe ăsta e default, are pichet sau default. Bă, e defaultule, fraiere. Ai tot astea așa, uite aici ce am eu. Default, proșie ești. Uite-l dracu default, stă pe loc. Ia uite ce am eu. Mă, ce default, prost. Defaultule. Ia uite ce fac eu aici, defaultule, eu sunt Alex Verea, uite. Hai da să-mi se pai așa, de aici, hai. Nu te faci pe ăsta cu Mintix. Haide. Eu am Mintix defaultule, ia uite. Default prost, ia uite, deci doar nici battle pe sunai, sărăcie de copil ce ești. Am mai multe dansuri decât ai tu skin-urile, să te mint. Mamă, ce default prost ești. Sper să mor, defaultule. Toxic. Eu glumesc, frate. Poftă bună. Clubet pe dracu, că e default dracu ce faci. Ăla te face toxic. Aia, aia. Ia uite pe ăsta default. De ce dai bully? A, fac aterică frate, e prieten cu mine băiatul ăsta. Defaultule, nu zicea nimic. N-ai microfon să mă arăt băieții mei, știi un default la fără un microfon. Ia cumpăram ăsta calculator de la Manet cu 120 de euro și-a luat un monitor din alte de la 3 milioane jumate de la ofertă un kit de la Miria The Gaming să roagă și el Fortnite. Să mă, cred că așa e. Cred că așa e. Aoleu, cred că așa e, frate, să mă. Ia-te mă, așa e ca mine. Bă, băiți, abonați-vă și dacă am ajuns și doar 6 de mii, că am ajuns gura voastră. Bă, dar tu ai cât mă de cerțești pe like să le dai iad, să le dai mos. Bă, eu vin cu ăștia. De ce-i fac default și sunt obțit? Că și eu au fost default. Ei, uite, ăștia care au skin-uri, își iau ciocamică și ca să scoată pasta cu ciocamică, o bagă și pe aia că au skin-uri. Înțelegi tu? Mai era unul care zicea, fiecare are talentul lui. Și de exemplu, hai lasă că nu zic chestia asta, mai bine nu mai zic că poate să supără cineva pe live, lasă așa. Eu am 50 de skin-uri, nu e adevărat. Mi-a luat pe tata 5 milioane, să moară băieștii mei. Hai de jorule, defaultule, murim, hă? A murit defaultul, bă. Haide, jorule. Dă-i bă în gură, i-am dat pichex. Uuu, tăi rapis nebun. Dă și mie bandaje, dă și mie bandaje tale nebunule. Fă dau 1v1 cu tine pe live. Nu, nu poți dai 1v1 cu mine, dă-l, 5 euro e 1v1. Poți să te duci cu mine dacă mă urmărești pe Instagram și cumperi codul meu. Ovi, fii atent. Ia zi. Sâmbătă. Da, sâmbătă. Hai la default, hai la default să râdem de el, unde e defaultul? A, e aici lângă noi, uite-l. Defaultule, ce fau aici? Ia uite-le, spatele casei, ce fau aici, defaultule? Facem 1v1, fii atent, dacă... Default, bro, să uite ce default ești. Ia uite ce dans am eu, frate. Nu am mai dat ceva acolo, bă, îți dau unfriend. Defaultule, ia uite. Hai, defaultul, să ne dansăm toate astea. Băieții, abonați-vă repede la canal, facem 26 de la... de mii de abonat, mâncam aș vreau asta, care s-a abonat are ciocanul mare și care bagă codul meu pe shop, o să aibă 10 ani de noroc. Plus că are ciocanul mare și primește ad, frate. Hai, ciomule, hai să bate pe ăștia. Salut, ce faci? Uite, stau. Sâmbătă sau duminică, obi, doresc sincer, fii atent. Așa? Și facem 1v1. Da. Dacă te bat, îmi faci promovare. Păi de ce, mă? Și dacă mă bat, îți mai dau un cătinci. Așa, da. Hai de Johnule, m-a bătut, bă, default, nu mai decaută la defaultul ăla, plus am trucut default pe match. Tactical. Nu mai decaută la default, frate, să mă piși pe ăla default prost, că de-aia mor eu. Salut, Alex. Ți-a schimb numele Alex pe ăsta. Hat, bă, ceață. Tribut, vin mai aproape.
Aoleu, vreau și de-așa cu mașina. Acoperi mașina. Bă, băieți, fiți atene, asta vă arăt o schemă. Îmi bag mâna la ciocan, haide. Bă, Vito, vezi câte mă trebuie? Defaultul e... Dă repede minute pe ăștia. Hați! A murit defaultul, bă. Ce se poate, mă? A murit defaultul, băi, dacă e prost. Default prost. Se crede buga. Da, se crede buga defaultul. Uulu. Mamă. Se crede buția. Mamă, ce low e ăla? E low? Bright bomber. Sau... Da, nu, da, da. No. Lasă-mi mie, lasă-mi mie. Hai, trece tu fiși cu mine, viața mea. Haide. Treci bă cu A. Senpai, ai gulanță, are și de... Ia uite. N-am. Ia uite. Bă, mi-a dat la augul, bă, băga mea aș. Vin așa două augul dacă nu stai ouăle. Îi te duci jumătate la nava a treia. Să nu-i dați default la... Să nu-i dați revive la default, că e prost default. Îți dă ghinion default-ul, da? Bă, da. Băi, haide default-ule. Să nu-l dați revive la așa, că sunt doi default, proști. Bă, și îmi dă naiba 190. Ha ha ha! Sharpie Mew! Ia da pump-ul ăla, unde e? Scar. Las că nu e problema că... Da și mie glanțe, bă, prostule. Ce glanțe vrei? De toate vreau, gay prost ești. Să nu-mi dai revive la default, ok? Păi la default nu o să nu dai revive. La default nu o să dă revive, adică defaultul moare, rămâne mort. Păi dacă dau revive, vreau nu-ți dă-ți... Hai să-ți dat un bug, vreau să-ți dat un bug. Iar ăla cum să nu mor? Și iar da. Gâtul, și ai materiale? Construiește în sus. Construiește eu când am materialele. Așa, dai mult. Uite și... Păi dar nu se folic. Nu te arăt că te mă împărți gândi am făcut un skill-ul ăla. Aolo. Dacă facem 250 de like-uri, câștigați un giveaway de la Oxidatul. Mamă. Salut Flex, salut la vino, bine ați venit pe live. Abonați-vă la canal pentru un gift de la Zburcanu. Vă dați Zburcanu gift dacă vă abonați. Las că m-am nenorocit, acum nu mai trebuie să tragă. Ce ai simțit, mă? Da, finish. Aeee, a murit toți, bă. Să bag ciocanul default, nu mai din cauza la default ăsta, uite și s-a dat tot default-ul care schimb din sezonul 8 de la gratuit. Că a fost better pentru gratuit de sezonul 8, fără să mor, bă. De dați de return. Return, da, dați de return. Oh, oră. Ce facem, măi, uite și tot ce ai cu tu facem. Ah, ce mă doare pun. Bă, o rugămintea la voi, dacă vă abonați la canal, ce-am văzut abonamentele pe public, vă dă ăla, cum îi spune, vă dă Zburcanul un gift. Ha, băi, să vedem cât mai e până la 26k. Default 3, bă, dacă dimești, bă, râșitea de calculator. Ia, cât mai e. Încă 8 abonați, bă, dar nu m-ați abonat de nimeni, frate, ca v-aș culea voastră. Nimeni, bă. Nu faci acum, o contul. De când ai făcut clipurile alea cu... Așa. Le dai contul, toată lumea zicea că își iau bullying, că nu știu. Care și-a bă bullying după live? Vreau să vă dau niște gift-uri, băieți. Care și-a bullying după live? Vreau să văd. Eu. Hai să vedem, frate. Care și-a bullying după live? Că dai gift. Dacă te un like, fii să te mâncă, v-aș gura voastră. Dacă te un like, ia uite. Ce skin am? Le-ai cumpărat acum? Da, și Epic Games-urile. Nu trebuie cumpărat acum, că avem 1000 bani de Digibank. Deci vă duceți, dă-mă și tu ready, mamă, default-ul ăsta probabil mai se dumești. Dă-i mă, că nu mi-e. Fugiți repede pe Insta, dați-mi follow, băieți, dați-mi follow pe Insta și dați-mi videoclipuri când cumpărați cu codul meu. Ca să aveți ciocanul mare, ok? Dați-mi videoclipuri când cumpărați cu codul meu și poate primi și un gift de la Zburcanul de Crăciun. Și de la mine unul dacă faceți 10k pe Insta, ok? Și de la mine că am promis de ieri, dar nu s-a făcut 500 de like-uri. Da, nu s-a făcut 500 de like-uri, că dădea și ăsta. Hai repede, abonați-vă, dați un follow, îmi dați pe ăsta când cumpărați cu codul meu și de Crăciun poate primi și un gift de la Zburcanul, unul de la Senpai și unul de la mine și unul de la tati. Ați înțeles? Și v-am făcut barosani. M-am făcut deschinurile după shop. Mie de pe shop îmi place cristal.
Hai rapid cu follow pe ăsta, băi, dați videoclipul când cumpărați cu codul meu ca să primiți data să vă jucați cu mine, să aveți o canu mare. Ia de bă, senpai, de câți centimetri l-ai dus când ai cumpărat cu codul meu? De 28. 28 și de cât îl aveai? De 29. Hai mă, zi, fără gata, Rico. N-am de... L-aveai de 10, cam așa? Da. După aia, după ce ai cumpărat codul meu, de cât l-ai făcut? L-ai făcut de vreo 20, nu? Ia zi. Zi, băi! Zi, băi! Mamă, mai vorbește sau cu mine, mă suport. Vreau zăpadă, duminică e zăpadă. O vii pot? Ce să poți, mă? Ia uite. Tă. Cu pulometru. Mă zi. Zi ce vrei să zic. Ia uite pe Raul, pe cea salut viața mea. Uite, vorbesc cu tine. Ha, Johnule. Totu-mi spui să stau cu puștătăl totu-mi de bără. Ia zi unde mergem. Stai puțin. Hai să mergem să petrecem când plecăm din club urtare la lăutari. Auzi, hai lăutari. Unde mergem mă până la urmă? Mergem în open ăsta. Numărul meu nu sunt virgin. Vorbește și tu românești. Sunt virgin la găuzi eu. Haide. La năvodari mergem să moară băieții mei. La găuzele sunt virgin el. Bobi, hai că mai stau pe live, te pop, braule. Căți, învăța acolo nu-i problemă că vii tu măcată de iarnă, tank aici. Adică tot o să fiți măcată de iarnă pe like, că nu mai învățat. Am văzut și eu acum că mai sunt oameni care mă prea mai stau pe like, că învață pentru teze, pentru asta. Dar lasă că trec și asta și după aia voi veniți aici pe live, nebunie. Ha! Eu s-a terminat, bă, Raule, și mă fac gri ca mai puțin. Mânca v-aș gura v-ați, mă fac gri ca, băieți. Ulu, bă, taci din gură că mă moară ăsta, bă, taci. M-am bătut. Să-mi bag ciocanul în tine, senpai. Nu e problemă de rău. Păi dar mă omoară, mă, senpai. Păi zice, oricum nu ai avut armă. Dar aveam să-i bați. Acum. Mă bag în coșul ăsta de cu noi. Mai trebuie 7 abonați, că s-a mai abonat unul. Da, am văzut. Abonați-mă, bă, că vă tai o oră toți. Bine, mă, să dai revive. Minus 101. Bine, bă, să dai, bă, voi pătă pașa pentru ciocan mare, adevărat. Uap. Eu îi dau revive, tu te bagi. Hai repede că mor. A, mor până vii tu, cred. Sparge repede aici, sparge repede aici, sparge. Pune una pe mine. Nice. Câtă viață mai? 5 4 3 2 1 Ia vii, Gobi. O, Biguleanu, talent. Mă, uite, mare pac ce aici, ești nebun. Am mers ghid. Da, și mea. Am. Salut, băieți, bine ați venit, mâncava și cu la voastră pe live. Bă, măcar mi-a dat finish, băieți, nu am fără simțiți. Băga mi-a și mână la ouă. Ha-ha. Tu pe-o vezi că ai pateu. Au cu bă, frate. S-ar fi bate povi. Ah! După vezi că ai pateu. Oh! Unde mergem să petrecem când plecăm din cluburi tari? La lăutari, la lăutari, să ne urcăm noi pe mese cu fetițele la bar, la lăutari. Da, așa. Se pe cât o iată mai? 10 9 8 Ți-am dat, mă. Te lasă pe tine așa să dai tu lui Alex ăsta, da? O, e pata, paite, tu pe vezi că ai tu... Nu mor, mă. Dă, bă, revive. Bulangiule.
Vreți miniuri? Te-am zis, băi, dacă am cumpărat codul tău, îmi spune un băiat, o să mă uit după la astea inițiate. Tot care am cumpărat codul, o să aveți și o canul mare, promit eu. Hați. Bă, uite, tu vezi ce-a scris la băgeat. Tu pe vezi că e tu pe, nu băga în seamă. O iubă ta pe IT Shop, ți-a trebuit și apă Insta. Ce-a scris? Tu 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 tu. Poți să-mi dai ad prins pe fone, să ce mai activ, o să-mi dai remove. Când o să vezi să scrie, atunci o să-ți dau ad, frate. Până atunci nu. Ce scrie Alex acolo? Hai cu 250 de like-uri, bă băieți, mâncava și gura voastră de băieți GG ce sunteți. Ha ha, John Legend, mă mănâncă barba așa un pic. Ia zi mă, Raule. O vipa, țac. Hai cu timpul să facem și noi 26.000 de abonați, nebunie. Ce skin am, ești nebun. Ia uite. Nu te băgam un pumn de ăsta senpai ăla ești. Bă, mâine atât la română și păi mâine la mate, învață Raule, învață. Și după aia scap de ele, s-ai liniștit, le dai și gata, tot la ciocan după aia. Acum sunt vecin în palmă așa un pic. Ce trebuie să fătă asta? Mâncam e ciocanul, spune unul. Ei, bă, dracu, vrei să te mănânc? Vezi că ești cu ăsta, am 47 de oameni, da, dar nu ești activ. Uite cum îl cheamă, vezi că era scris. Cine, mă? Ăla, uite, care te-ai zis. Eu am ciocanul mare. Tu l-ai senpai? Da. Bă, băieți, mâncam aș gura voastră. Abia aștept să-mi ras prâncenele să nu mai le am. Dacă le ras așa un pic. Tără 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 tără. Vino cu asta, arăt un bug cu care nu ții falling damage. Uite, aruncă-te tu fișa asta. Aruncă-te tu fișa, vezi că nu ții falling damage. Uite aici. Nu da pe space. Gen, doar aruncă-te, așa. Uuu, ce-ai făcut, mă? I-am meditat eu. Mamă. Raul, nu știu, frate. Oricum nu cred că o să completează goal-ul. Că mai sunt decât 5 zile, duminică să termină, știi? Dar mai sunt 150 de euro, mai e mult. S-a adus și tot shield-ul meu. Nu, că shield-ul nu-s tot. Bă, chiar nu știu dacă o să comentează, vedem. Dă med, cred că se spală. Vedem dacă o să comentează sau nu, frate. Hați! Ce vă la școală? Îl mai las și duminică goal-ul. Gen în ziua de 1 decembrie, că e ziua României. Hați și după aia îl schimb până la Crăciun. Tau! Orez cu lapte. Care e treaba cu numărătoarea? Bă, nu mai a dispărut, abar n-am. Ce frate? Ovi, când e ziua ta, mă? Pe 16 mai e ziua mea. A, păi și la mine la fel. Hai că e la fel. Vorbesc serios. La mine e pe 8 februarie și de 8 februarie dau parte. Născut în... pe 16. Bă, barna vate, cred că tot mă vopsesc. Bă, vopsesc prin cenele silver. Hai că le vopsesc așa un pic. Bă, frate, cred că... cum îi spune? Cred că tot mă vopsesc, indiferent că să comentez sau nu golul. Vedem. A, barna, mă mai gândesc. Ce gol să punem după aia, băi, săptămâna viitoare? Ia spuneți-mi voi. Ce gol vrei să ce punem? Ce-ar sta mai bine, mă, gri. Ce gol vrei să punem? Spuneți-mi voi. Pentru minte ori la abonare. Hai că da. Oricum. Bă, băieții, hai cu 250 de like-uri, apropo. Chiar tu când abonați... dai minte urile alea, senpai? Păi, dacă nu vreau Gârțita să vom dea minte urile. Cine? Gârțita. Mai câta? Da. Păi ce nu ți le dă? Că zice dacă i-am luat o mică la pierdă. Ha, mă, spune că ți-am cerut eu. Păi spun, bă, mă rog, vrea toată ziua și nu vrea, mă.
cât avea senpai în pleca? Mamea mi-a uitat acum o idee, băieți, să-mi punem un gol nou. Să mă, gen, mai prins pe picioare cu, mai prins pe picioare cu benz de alea. Mamă, s-a terminat să moară băieții mei. Dacă dau cu benz de alea, e rupere. Mamă, vă dați seama cum ar fi cu benz? Aoleu. Dar nu prea am păr pe picioare. Nu prea am păr pe picioare. Dar nu crește într-o lună. Eu mă joc pe seara Fortnite până la 4 dimineața de la 12. Iau, talent. Mamă, de ce nasol a fi cu un Benz de-alea, ești nebun? Pa bune, cred că pe ăla îl pun, că am părut puțin pe picioare și gen, îl pun până de anul nou hârgionele și după anul nou îi dăm dacă se completează. Te-ai pierdut pe ciocan cu Benz, pleacă cu tot cu ciocanul, rămâne ciocanul pe bandă. Rămâne acolo lipit. Covid, dacă meci după meciul ăsta, nu mă joc. Sau cu ceară, frate, asta te faci cu ceară la ciocan, îți dai seama? Că să ia ceara aia cu tot cu coaie. Ți-l ia cu totul. Bă, ce libidinos ești, bă. Adică? Păi nici eu nu știu, dar sunt ciudat. Bă, ce mai bine să te faci cu crema acolo. Părerea mea. Că să nu te doară. Chiar dacă mi-a urât tot o crema aia. O, da, te obsesc, Silver? Probabil că da. Mă, fine, dacă s-o completează golul 100% mă obsesc, dai seama. Că eu îmi respect golurile, adică nu am pus degeaba. N-au doar lumea degeaba, că și tu ai donat în golul ăla foarte mult bani, știi? N-au doar lumea degeaba, trebuie să mă obsesc dacă s-o completează. Dacă nu, poate mă obsesc, poate nu, mă mai gândesc. Mă duc la baie un pic pe mine. Mamă, ce să mai vedem ăla. Hai că mă rad în cur dacă e. Păi n-ai mă rad în cur. Ce mă ce? Am dat 215 metri cu racheta. Da, o, frate, și eu am dat ăla. N-ai dat 215 metri. Cu crevă, cu ceară direct. Ia uite pe acolo. Mamă, mare rachetă ce-mi vine. Mamă, ce era să-i dau ăla snipe, ești nebun? Ha, tu, John, cine dă like are ciocanul mare, chat. Nu uitați. Dacă băgați cu ciopovii ca timpul pata că aveți ciocanul mare, iarăși. Am revenit. Tum-tum. Bă, sunt eu aici, nu mai dau cu rachete, bulangiule. Ce bulangiu ești? Acum ies aici zbârcanul ăsta, ăsta e zbârcanul. Ăștia sunt haterii. Parcă vreau că... Ce-a murit ăla? Hai, John-ule! Hai, mă, trebuie să-mi dai și mie și trepuri? Nu, no. Ba da, ba da! Hai, am dă materiale! Dă rapid! Coboară! Salut, bine ai venit pe live! 26.000 de abonați, vă pup dulceva, băieți, mersi mult! O sumă frumoasă de abonați! Eu ies, frate, că mă duc la școală, te pup, nici nu mai stau mult! Senpai-ule, ai murit, mă? Oba, John-ule. Păi voi v-ați dus să... pe high ground, eu zără materiale, egal cu pampul. Unde că ai avut 5 materiale, nu mai minți. 5, ce-am văzut cu 5? Pune jumătate de plătă, uite, pune așa. Salut, bine ați venit, uite, pe live, hai cu subscribe-ul la blanul. Dacă vreți să vă jucați cu mine aici, să-mi spuneți și dați-mi follow. De ce mi-am luat materialele? Mamă, ce copil. Ia. Să-mi spune, băieți, să dați follow pe aici, să-mi trimiteți când cumpărați cu codul meu frumos, elegant. Tu faci școală de la 1 la 2, hai că de la 1 la 2 o fac. De bă, nivelul ăsta, Alex.
Oba, așa băieți, am dat o teză, luni dau la engleză și mă dau la mate, dar nu mă stresez. Engleza e ușoară, mate îmi face colegul. Te dă teză la engleză? Eu da. Frate! Stai bune, mă, te dă teză la engleză. Dacă, ce, tu nu știi că te dă teză la engleză? Păi tu la câte materii dai teză? Eu două. A, o să dai la trei, uite, pe 8 dai la geografie, parcă. Să-l mai dă 4, să-l mai dă la matematică, la română, la engleză și la biologie. Geografia e ușoară. Hai că e așa un pic ușoară. Istoria e ușoară. Aia da. Istoria e foarte ușoară și să stai să înveți toți morții. Eu la istorie luam numai 10, nu știu, nu-ți place să spun. Hai să-ți dăm un duos. Am jucat prost azi. Hai să facem și noi un... Băi, aveam... În clasa 8 am avut un profesor de istorie care a spus așa: bă, voi să nu dați teza la mine, să dați la geografie, că n-ai chiar să vă corectez vă o teză, ați înțeles? Dacă dați teza la mine, 4 vă dau la toți. Și am dat la geografie. Aoleu. Așa azi, bă, exact așa mi-a zis profesor de istorie. A, bă, voi să nu dați teza la mine, ați înțeles? Că nu ți-o să vă corectez vă o teză, că am atâtea clase. Lăsați-mă o dracu' în pace. Că vă dau 4 la toată dacă nu vă dau seza la mine. Dar la geografie, la de geografie, că la corectează. Și la geografie după aia. Hai să facem unui. Câte ani ai? Câte ciocane ai? A, multe. Bă, băieții, hai facem și noi unui, ca o să rupem blestemul, că n-am făcut unii de mult. Fii tatene, fugiți rapid pe pagina mea de Instagram, dați-mi aici follow. Și după ce îmi dați follow, să vedeți clipuri cu cupărați cu codul meu, Ovi, creați-mă pațaua, băieți, nebunie, hâgione, să dăm așa un pic cu mâna pe la noroc. Ovi, creați-mă pațaua pe shop, ca să primiți unul asta, ne jucăm împreună. Hai, bă, stai, să facem unui. Hai, facem unui. Facem. N-am mai făcut unui de două zile. Hai să spargem blestemul. Hai să facem blestemul, să rupem blestemul, să facem mâini. Hai, mergem whipping. Hai. Lucrația mea prezentat. Kangol, nu mai e numărătoarea fata, a dispărut, habar n-am de ce. Uite-te pe live-ul de aseară s-o vezi. Zi mă, Raule. Bă, uite, ai jucat azi cu mine mai mult ca niciodată. Ai văzut? Hat! Așa este, trebuie să aștept că vin toate la rândul lor. Boabe, da. Uitați-vă pe live-ul de aseară, că acolo vă arăt numărătoarea, pe live-ul de aseară. Pe live-ul de astăzi n-am arătat-o că n-am mai fost, abar n-am a dispărut. Nu știu. Aseară m-a învățat Flocky cum să dau stream live. A, repede, să te vezi cum să dai stream asta, că mă duc eu în Germania. Că mă duc în Germania să-mi iau mașină, dorm la el, știi? Să păi cel... și eu stau în... și eu mă duc în Germania, dar în Vlavaru. De ce? Hat! Păi la frate meu. A, atunci dorm la tine. Doar ginte ține. Mă lași? Nu te lași eu pe tine. Hai că mă lași. Mamă frate, deci eu aveam de gând să mă duc în Germania iarna asta, dar mi-am schimbat planurile și nu mai mă duc. Dar mă duc la iarna, iarna viitoare sau nu știu, oricum mă duc într-un an, doi, cam așa. Mă, și mi-au spus la prieteni de ăștia cu care cunosc, gen, mă cunosc pe YouTube, dar gen, s-a uitat la mine de mult timp. Că tot la fel, mă primesc să dorm la ei, dar când arunc în Germania, tot la hotel dor, să moară băieții mei. Cred că nici eu nu mă primește când gen așa când vorbești cu el la telefon. Da, fratele meu, cum să nu? Dar când arunci acolo, când te vede în fața ochii, o spune că nu, frate, că nu e bine. E, am unde să dorm, am pe cineva în Germania. Un prieten al tata și dorm la el. Stă în Notar, stă în, da, e bine. Stă în Notarbung, sau cea de genul. Știi ce la orașul ăla, Notarbung, nu știu ce de genul. Da. Să fie în Mihol. Habar n-am, cea cu nu, Newterbung, Netterbung, cea de genul, nu mai țin minte. Bă, băi, și-am făcut și 200.000 de abonați, uite, să vă scrieți numele din joc pe chat, să dați un like, că vreau să vă dau niște aduri, frate, una dăm și noi. Nürnberg, mă, așa, mă, Nürnberg, bravo, frate, cred că Nürnberg e, habar n-am. Habar n-am, e ceva, Nürnberg. Și la U ăla sunt puse două puncte deasupra de suspensie, nu? Așa e scris U în germană. Tam, tam. Da, da, frate, în Nürnberg ăla, așa. În fine, ar putea să mă duc la hotel, dar ce să mai dau 200 de euro pe hotel, că stai acolo în loc să îi pun la bandă
altceva, știi? Am luat să stau după ce mi-am mașină, mă duc și eu la o distracție, la ceva, hrigion, la bia, ceva, trebuie să îmi iau și eu permisul. Hat, la iarnă fac și școala. Câte ne-am, aproape 17 ani. Într-un an încep școala de șoferi. Și iau permis. Cam într-un an jumătate am permis. De șoferi la 17 ani? Cum? Dai de șoferi la 17 ani? M-a avut de școală la 17 ani. Da, poți să dai. Înainte, cu 3 luni să faci 18 ani. De exemplu, eu la iarnă, după sărbători, m-am putut școală. Gen, nu iarna asta, iarna viitoare, frate. În decembrie mă înscriu, ia uzi. Eu, la fel și eu, tot în decembrie, dar nu anul ăsta, anul viitor, în decembrie mă înscriu. Și undeva în ianuarie mă programează la școală. Încep școala și după aia dau sala și după aia oraș, dacă sala. Eu anul ăsta, da, eu la anul. Hat. Eu îți zic numele boss că nu e frumos. Adică. Hai că vei la televizor acum. YouTuberul i-a dat acolo pe cineva, bă, tăte. Frate, eu conduc, frate, n-am treabă, nu am probleme să conduc. Probleme mai sunt, de exemplu, poate mai o să am și o greșeală în trafic, vă dați seama. Dar gen mă pricep să conduc atât de cât le-am cu condus, nu sunt așa de prost. Mă las să te trag la o dungă? Da. Cine bagă codul OVI, crate-mă pațac pe Item Shop, are ciocanul mare. Eu în ianuarie fac 18 ani. Mamă, păi și de ce nu te-ai înscris la școală? Că poți să te înscrii cu 3-4 luni aici, parcă. 3 luni jumate sau ceva de genul. De asta fac școală să înveți. Eu nu fac școală ca să învăț, că deja știu, fac școală că eu sunt obligat să fac. La modul că, nu știu dacă tu știi să conduci, dar la modul că eu unul, gândiți-vă că când o să mă duc la școală de șoferi, ăla nu o să mai stea pe mine să mă învețe, să plec după loc, să, nu știu, chestii de-astea de bază, să schimb vitezele, să, nu știu, prostii de-astea, știi, să parchez, hai, că aia nu prea fac așa bine. Dar totul gen, de exemplu, eu, ca să înveți să pleci după roc, frate, și să schimbi vitezele, trebuie să conduci câteva ore, frate. Adevărat, Raule, la știri, YouTuber Obi Batac a luat permisul pentru a-și călca abonații care nu dau like și n-au Obi Batac în show, frate. Corect. Hat. Bă, dar sau atunci când a fost accidentul ăla cu tine, îmi dăm Buvița. Bine traseu, dar stau la cine o ia? Bă, la aia mă gândeam și eu, știi? Dar faza e că eu stau în Pitești, la mine cu traseu e mai greu în Pitești, știi? Înțelegi tu? Nu știu dacă știi cum stă treaba cu permisul în Pitești, caută și tu pe YouTube permis Pitești, să vezi ce, cum stă faza aici în Pitești cu permisele, nu prea ok. La noi în Pitești, știi cum e, frate? La noi în Pitești e așa, e pe pile, la modul. Dacă un polițist te cunoaște, îți dă permisul cu nu contează să conduci. Dacă nu te cunoaște, e 50-50 să ți-l dai, indiferent că ești să conduci sau nu. Depinde ce stare are el. Hai, Ionule. Știi ce zic? O să 50 de euro, întrebarea merge. Nu e vorba de bani, frate, aici, nu e vorba de bani. E vorba așa, că nu e așa scump 150 de euro, va 150 de lei. Dar e vorba că degeaba știi cine stă la de mese, nu. Indiferent că tu și sau nu, la noi în Pitești aici, frate, sunt polițiști care nu-ți dau permisul. De exemplu, e un caz care e acum recent făcut cu un polițist, făcut la fel examinator auto. Frate, unul n-a făcut o greșeală și nu i-a dat permisul, frate, ești nebun. Deci l-a dat în judecată, oricum copilul l-a dat în judecată, alea, vă dați seama, deci nicio greșeală n-a făcut copilul. L-a dat în judecată. Depinde și de la cine dai. De exemplu, eu nu știu cum să face, dar aș vrea să am ceva piele, să spunem așa, să dau la un polițist pe care cunoaște tata. Ha, Jonule. Nu neapărat că îmi dă permisul gen pe bani. Ai vrea să dau la un permis pe care cunoaște tata, că eu oricum iau permisul, că știu să conduc. Dar poate dau de un prost de la care nu mi-l dă, că fac o mică greșeală, că nu, cine știe ce greșeală mai fac. Player sus. Ah, un player. Hot. Ce-ai făcut, mă? Nu am laser.
Uite-l pe ăsta cu barca în spate, uuuu. Mamă. Păi avem mulți plăieri. Uuuu. Și la mine tot așa se conversa cu un instructor. A, cu instructor la ăsta, că știu. Și cu instructor și cu polițist, n-are treabă. Bă, prietenul taică-mi care e instructor, are Logan și mie asta nu-mi place. Taică-mi mi-a spus că să fac la el, știi? H-ionule, dar mie nu-mi place. Că are Logan și eu nu vreau să dau pe Logan. Ca merge prost Loganul. Nu, pe o mașină mai ok. Nu pe Logan. Iese cam player aici. Oba, ia uite ce dă ăla, ești nebun. La mine pe Golf, pe Golf e mișto, Golf chiar îmi place și mie, e mișto Golf. În fine, depinde și ce an e. Că dacă dai pe Golf 2 de la din 2002, s-a trăit răcheria. Ce bă cu Loganul? Nu-mi place. Adică dacă dai pe un Logan de la 2015 cu servo direcție bună, cu să schimbe ca lumea, da. Dar dacă o să dai pe unul de la din 2015, poate care dai de două ori de, dai de două ori de manetă ca să-ți bagi în a întâia, în a doua, e greu frate, știi? Nasol, adică nu greu. Vezi că tragi bine ăștia. Maa. Am zis și după ce mă duc în ei să mă arăbăiți, măi. Mamă. Bine, mă, uite, hai că te las. Aolo, și nu face și unul, nu-i să pupe blestemul? Bag pe solo. Păi nu mai bun joc, hai ceam. Ovi, unde te duci când ești din cluburi tari? La lăutari? Păi, și eu? Păi trebuie să mai la pete ca să joci. Ca să mai la prieteni trebuie să fii activ sau să cumperi codul lovi pațac sau să donezi. Adică total gratuit în afară de ultima. Dar de ce nu stă un microfon ăsta așa? Ia să vedem. Opa. Puf. Ai. Cu ce mașină ai vrea să dai de permis? Orice, dar nu Logan. Golf, Opel. Mi-e indiferent. Frate, nu sunt un om pretențios la mașini. Adică părerea mea e că chiar dacă eu îmi doresc o mașină de mișto, eu îmi doresc o mașină mișto, frate, știi? La 18 ani. Și poate nu o să-mi o permit. Dar gen, mașină să fie, dar să nu fie Logan, mă, ca faci gura voastră. Să nu fie Logan, atâta vreau, să nu fie Logan. Am trecut ca V-Box-ul să cumpăr. Da, am dat videoclip pe Instagram. Cu Dacia, ai vrea? Nu, frate, nu, nimic din Dacia, frate. Nimic din Dacia, Duster, Stepway, de la Stepway, Logan, nu vreau să dă pe Dacia. Bă, e mișto că acum... Știi ce e mișto la școala de șoferi acum? Că gen pe mai... Ovi, tata voia să-mi aducă un instructor să mă învețe să conduc, dar nu vreau că era Logan. Așa, băieți, știți ce e mai chiar acum? Că înainte, când făceai instructajul pe o mașină și dădeai examen autopalta și gen, vă vreau să vă spun ceva pentru cei care nu ați condus, n-aveți de unde să știi chestia asta. Când conduci o mașină, îmi iau un M5 și mi-e bagi seria 5, ca lumea, dar nu M5, seria 5, pachete mi-e altceva. Așa, băieți, fiți atent, mâncavați gura voastră. E mișto acum că dacă eu fac școala pe mașină, tot pe mașina aia dau și examenul auto, frate. Și gen, eu sunt învățat cu mașina aia, cum schimbă, cum are ambreiajul, cum are frâna. De exemplu, am condus mașini care aveau frâna mai proastă, frâna mai bună și gen, tu te obișnuiești cu o mașină. Când ești cu mașina la prima vedere, n-ai de unde să știi să o conduci perfect. La modul că... de exemplu, mașina lui tăi, eu sunt învățat cu frâna lui, adică știu să o opresc, la gen, cât de tare s-a pus pe o frână la trecerea de pieton, la o groapă, la ceva. Dar dacă îmi dă o mașină pe care n-am mai condus-o, trebuie să mă obișnuiesc puțin cu frâna de, sau și cu ambreiajul. De exemplu, sunt mașini care ambreiajul s-a pasă mai greu, mai ușor, care schimbă mai ușor, care schimbă mai greu. Sunt mașini care nu intră în viteză, gen, nu intră ele, sunt stricate, frate. Depinde, sunt mulți factori. Ha, Johnny-lor. Salut, Miciu 29. În meciul ăsta vreau să dau și eu unui, băi, să rupem blestemul, că n-am mai făcut unui și aia e oprim și noi, stream-ul. Și aia e. Bă, eu știu să conduc. Bravo, fratele meu, Raul. Tale. Cele mai mișto mașini, frate, BMW, Audi și Mercedes, ești nebun. În fine, BMW, Mercedes unui chiar așa, mie place foarte mult Audi-ul și BMW-ul. Pe primul loc eu pun BMW, pe al doilea pun Audi, frate. Și pe al treilea pun Mercedes-ul. Voi cum clasificați?
E mișto, frate, e mișto să și audio, ce părerea mea. Adică știu că e bătălia asta între BMW, Audi, nu știu cum, nu știu. Părerea mea e că sunt mișto toate, frate, și gen n-ai dreptul să vorbești de ele dacă n-ai deținut niciuna. De exemplu, frate, am văzut copii, gen nu știu dacă știi de aplicația TikTok, și am văzut mulți oameni care își arată mașinile, casele, banii, știi? N-au nici cu oameni, știi, fiecare arată ce vrea. Dar care e faza? Am văzut copii care comentează: mamă, pe ai cazan că ai BMW, mamă, pe ai cazan că ai Mercedes de nu știu ce. Bă, frate, mă, că faci gura voastră, oamenii au biciclete și vorbesc de aia ca un cazan și nu știu ce să moară băieții mei. What the fuck, bro? Că numai copiii fac chestii de-astea, cu cazane, cu nu știu ce. De exemplu, un BMW, frate, din 2000, un BMW din 2001, hai nu 2001, 2005, de exemplu, 1.60, frate. Uite, uite ușa asta cum e. Deci, 1.60, frate, din 2005, 2006, 2008, 2009. Mă, frate, arată bine rău de tot, mă, cavaj cu asta dacă bagi bani în el. Sau un ursuleț de la un urs. Mamă, și ăla e blanau. Hați. Într-adevăr, e veche mașina, frate, dar totuși. Dacă pe aia ți-o permiți, pe aia ți-o iei. Salut, Rodica, bine ai venit. Hai, uite, mă, lași un subscribe. Tata are seria 7, forță. Da, uite, de exemplu, poate să aibă seria 7 din 2009, poate să aibă seria 7 din 2005, știi? Gen, cum să vă spun eu, mașinile astea BMW, Audi, Mercedes, și astea sunt cele trei care se cumpără foarte mult, asta să mă fac cu asta. Așa, mașinile astea, frate, sunt niște mașini extrem de scumpe, pe care noi le cumpărăm la prețuri de nimic românii și toți oamenii. Salut, viața mea, salut, viața mea. Pentru că, care e faza? De exemplu, un seria 5. Mie, uite, mașina mea pe care mi-o doresc este un seria 5, motor de 2000-3000, nu contează neapărat, varianta X-Drive 4x4, și cam atâta, 218 cai putere, da, asta e mașina visurile mele, 2015. Asta îmi doresc eu, frate, în viață și vreau să-mi iau, o dată în viață vreau să-mi iau, da? Când mi-o la mi-o la. Așa, băieți, să vedem, Dumnezeu cu noi acolo, doamne rță. În fine, și care e faza cu mașina asta, frate? De exemplu, mașina asta a costat 70.000 de euro. Când a fost ea creat, uuuu, mâncatea-și gura ta, era cum una în păr. Băga mea șoca, dacă mai dau unul. Așa, băi, mașina asta a costat 70.000 de euro când s-a fabricat, în 2015. Și au trecut 4 ani de când s-a fabricat mașina asta, că suntem în 2019, da? Ea în 4 ani a ajuns la prețul de 15.000 de euro sau 20.000 de euro, cam așa găsești mașina asta. Adică voi vă gândiți că în 4 ani la mașina asta i-a scăzut 50.000 de euro din bani? Nostora! Bă, dar vreau să fac un mic, că nu mai fac un și nu-mi place. Ia o mașină ca a lui Shelly. Nea, nu-mi place Mercedes-ul. Și nu se merge să iei mașină nouă, părerea mea. În fine, el are bani. Bă, nu știu, uite, de exemplu, Shelly, mă gândesc eu așa. El în loc să-și fi luat Shelly un apartament să nu mai stea cu părinții, frate. Că tot spune el că face naveta la București. De ce dacă nu se mută la București, frate, și cumpără un apartament copilul? Are 19 ani. What the fuck? El și-a luat mașină de 70.000 de euro. Să moară băieții, mi-a făcut prostie mare cu mașina aia, părerea mea. Adică, e gen, am văzut că și el e și genul de persoană care îi place să se flexeze. La modul ăla, știi? Cu haine scumpe, cu chestii de genul. Dar ai haine scumpe, ai mașină scumpă, telefon scump, dar stă cu părinții, frate, știi? Nu vreau să-l condamn sau ceva. Dar totuși. Tu ce crezi dacă ochiul meu are un Ford Focus? Ford Focus-ul e mișto, frate, și Ford Focus-ul are putere mare, mașina aia. Foarte bine, Raul. Tam, tam. Ia zi, mă, Raule, și luna viitoare totul rămâi acolo la tău lunar sau nu? Mâncați așa. Du-te până în risc că vreau să faci și o numărătare, te rog. Nu mai e, frate, a dispărut. Adică, uite, mă duc, dar nu mai e. Eu așa, seria 6, 4.000 benzină. Hai că îți iei 4.000 benzină. Păi la consumă mult, frate. Mai ales că e și benzina, îți consumă la te rupe. Voi visa la mașina asta, dar o să vedeți că o să simțiți în buzunar când în loc să băgați de în loc să băgați de 1 milion, băgați de 10, frate, știi? Vorba bine că nu băgați de 10 milioane, dar așa vreau să vă zic. În loc să băgați și să vă plimbați într-o seară în oraș de 2 milioane, băgați de 4. Păi, dar încă două mai bine mâncam și beam toată noaptea, știi? Părerea mea, nu vreau să, iar v-am spus, eu nu vreau să condamn, frate, eu nu vreau să condamn, să mai iau de voi, ceva.
Eu vă spun asta, nu vă luați mașini cu motor mai mare de 3000, frate. Chiar dacă voi sunteți mici acum și vă uitați la multe mașini, eu vă spun asta, când o să vă luați mașină, frate, nu vă luați mașini care să vă consume mult, mașini care să plătiți impozit mare. La o mașină cu motor de peste 3000 plătești, frate, 1000 de euro pe an, 2000 de euro pe an la 4000 benzină. La 4000 benzină tu plătești 2000 de euro pe an. În loc să plătești 2000 de euro pe an, mai bine schimbi telefonul pe fiecare an, îți cumperi ultimul model de iPhone și mai rămâi cu 1000 de euro în buzunar. Înțelegi? Decât să dai 2000 de euro impozit, frate. Adică de ce că ai motor de 4000 și dacă aveai motor de 3000 și dai 400 de euro impozit sau 500 de euro. Foarte bine, frate Raul. Adică depinde și ce situație financiară ai, frate, dar totuși, nu știu. Eu unul de exemplu vreau să-mi iau mașină până în 3000, în caz să nu consume mult, să consume și mie acolo un 5-6. Adică, frate, nu cumpăr o mașină ca să o țin în garaj. Vreau să cumpăr o mașină să mă plin mult cu ea, da? Mi-o cumpăr și eu cu 150.000 de km, mă fac și eu cu ea încă pe atâta. Mâncava gura voastră, uite, vezi, nu mai e timerul, frate. Dar care e fata? Mâncava gura voastră, mi-o cumpăr și eu să consume 5-6 extern. Hai că în oraș consumă 8, hai. Dar extern să consume și mie 5-6. Mâncava gura voastră. De exemplu, taică-mi o mașină lui, consumă și a lui mult. Tu taică-mi consumă o mașină 7,5 în oraș. E ok. Dar pentru mașina pe care o are e cam mult. Adică are 148 de cai, parcă mașina lui. Da, 148 de cai și motor de 2000 diesel. Și cam mult. Să știți, chiar cam mult mi se pare mie. Îi consumă 6 extern, 7 intern. Iar a început cu bol mașina, mă. După părerea mea, un Volkswagen 5 Sport e mașina pe... Nu știu ce la Volkswagen 5, că poate te referă la Golf 5. Cred că da, la Golf 5 se referă. Hați. M-am plictis. Ai. Așa, băi, să continuăm cu mașinile, frate. Pe Sport Plus, data merge cu mașinile numai pe Sport Plus. Da, îi place să-i dea ca lumea. De exemplu, frate, eu, de exemplu, ies în oraș cu mașina, da? Și mie mașina consumă 7, să spunem. Asta cu consumă 7 litri la 100 de km. 7 litri, vin 35 de lei. Da? Sigur, consumă 40 de lei, frate. 10 euro, mă. Numai bine, ies într-o seară în oraș și mă plimb vreo 10 km, vreo 100 de km prin oraș. 100 de km în oraș te plimbi o oră, cred, cam așa. Poate și mai mult, că gen, e oraș, nu e autostradă. O oră, frate. Mâncava cu voastră și consum decât 10 euro în loc să îți iei o mașină. Te pup, Andrei. În loc să îți iei o mașină, e big în baș. Nu e, frate. În loc să îți iei o mașină să-ți consume dublu, să te plimbi cu 20 de euro, nu mai bine cu 10 euro mă plimb și cu 10 euro mănânc ceva în oraș, nu mai bine așa, frate, decât să îi dau pe benzină, pe motorină, dă locul ăla de motor, frate, că dacă are motor de 3000 sau dacă are motor de 4000, tot puterea aia o are mașina, dacă are mulți cai. În fine, nu se simte la fel, e adevărat, dar până la urmă nu-ți cumperi rachetă, îți cumperi mașină, frate, și trebuie să te gândești la economiile pe care le faci, părerea mea. Adică, degeaba îți cumperi tu mașini cu motor mare dacă stai și le... stai și le, cum îi spune, le țin garaj, frate, că-ți consumă mașina mult. Știi cum e? De exemplu, cunosc un băiat care are două mașini, frate. El are Logan și are tot la fel un BMW de ăsta care tot la fel, îi consumă mult. Și el se plimbă cu Loganul și BMW-ul scoate din garaj, așa, când se duce la o nuntă, când se duce undeva, știi? Da, nu mergi cu 1000 de km pe oră nostru, dar... Ok, Antonio. Normal nostru, degeaba, frate. Nu mergi tu cu 300 la oră, mâncați cu data, tot cu 180 mergi maxim. Ce dacă, nu te duce cu mașina la curse, ești nebun? O, e pentru tine, mate, e pentru plăcerea ta mașina. Adică, părerea mea. În fine, dacă ai mulți bani, e normal că să-ți iei mașina astea cu, cu de-asta, cum îi zice. Îi pui GPL, hai că îi pui GPL. Frate, dacă ai mulți bani, e normal să-ți cumperi mașini de astea, frate, și îți permiți. Dar nu e vorba mereu de permis, e vorba de gen de bugetul tău. Abar n-am, uite, de exemplu, băiatul ăsta, Raul, are multe mașini. În fine, să vede că are și bani acolo un pic așa sub mine, știi? Păi tu îți permiți să-ți iei Lamborghini? Da, uite, să-ți spune de exemplu, dacă eu mi-aș cumpăra un Lamborghini, stâng bani 20 de ani să cumpăr un Lamborghini și îl cumpăr până la urmă. Dar după aia ceva, că țin în garaj, frate, și merg cu el pe rampă. În România nu poți să mergi cu Lamborghini decât prin orașe, maxim în orașe, că sunt și în orașe gropi. Consumă mult și de asta. Înțelegeți voi, frate, o mașină când o cumperi, trebuie să ai de două ori banii. Gen, trebuie să mai ai încă patru banii pe care îi dai pe aia, gen, la îndemână.
Hai că forță așa un pic. Hai că da. Ar fi bine. Olo. Ia uite bă, iar era cu mâna în păr. Bă, dar mersul cu mâna în păr că vine unul pe mine. Am bună, Jule, vine peste mine. Hai să vedem. Hai de Johnule. Uop. Eu am aproape pe 17 ani, Andrei. Pe ce are GPL-ul? Na, o mașină pe gaz nu e ca o mașină bate diesel. Mașinile diesel sunt altfel, vă spun eu. Și o mașină pe care o pui pe gaz o termin repede. Adică la modul îi se duce motor, pentru că ea nu e făcută să meargă pe gaz. Degeaba ai pui tu butelie de aia de gaz. Dacă mașina e făcută să meargă pe diesel, lasă-o frate pe diesel, știi? Dacă e făcută pe benzină, lasă-o pe frate pe benzină. Ea nu e făcută să meargă pe gaz, că dacă e făcută să meargă pe gaz, venea din fabrică cu gaz. Părerea mea sinceră, eu așa zic. Mâncă nasul, bă. Talent. Uop. Mă schimb area. Hai zona rapid. Oh, avea undiță. Stai așa că avea undiță. Bă, spune-mă. Ia uite-l pe la zona, ești nebun. Bă, ce cauți mă aici? Cu metre. Trebuie să mă bag cu ăsta acum. Fugi! E o baltă acolo, deci aș avea o cale de scăpare. Hâjionule! Hai că e bine. Nice. Dai bă, dai. Aaaa, nu da. Fuck. Hai repede cu un pește, dau adu, dacă cumpărați codul meu sau mă sunt detectiv sau donați de-astea. Ma. Haide, nice. Trebuie să plec în zona elantă. Nice. Ma. Na. Hai repede să-l bat pe ăsta. Na, nu mai bat. GG-o, băieți. Nice! Mamă. Mâncatea și gura ta, doamne. Să nu-mi dea unul laser și sunt cel mai fericit. Am cumpărat, îmi dai pe Instagram. După ce vreau mașina diesel. Mașinile pe diesel sunt cele mai bune după părerea mea. Cel puțin eu așa cred. Benzina nu vreau, consumă mult benzina. Chiar dacă, gen, știi cum e? Că am învățat de la un prieten chestia asta.
Și am auzit și pura o oră de fizică, spunea ceva doamna. A spus doamna ceva de genul că gen motoarele, gen nu mă refer doar la mașină, la orice motor, frate. Motoarele pe benzină, gen au frecvența mai rapidă. Adică gen când pornești motorul, gen pleacă, nu știu cum să vă explic, gen au o frecvență mai rapidă. Motoarele pe motorină au o frecvență nu, știi cum e, mă? De exemplu, a văzut că faceți focul la grătar pe lemne și pe cărbuni. Așa e benzina cu motorina. Benzina e ca și cum ai face focul pe lemne. Adică la modul că se consumă foarte repede, nu ține focul mult. Așa e și benzina. Aia cum îi spune, motorina e ca cărbunii, se aprinde mai greu, dar ține mai mult. Ceva de genul, ne-a explicat nouă doamna la o oră de fizică. Bă, da, ce bine să te duci la școală, ca pațac, să duce și o dată la urnă și aude și el ceva de benzină. Și aia e, vă spune voi acum. Bă, da, ori ne batem, ori dai cu rachete, ai dracu să ne bat dacă ești maker. Că n-am multe materiale, hai să ne batem. Hai mă, frate, du-te, morți, te dă joc. Nu mai am joc, băieți. Bac pula. Story trebuie să faci. Mamă, n-am făcut eu unui, frate, toată ziua n-am făcut unui. Ăsta e blestem. Aoleu, mă rog din șapte, dar mă rog cu cartul ăsta deschis și nu pot să mă joc. Că m-am mâncat bine în curs să ia skin-ul ăsta. Băga mea și eu că nu mi-l deschim urât. Păi trage-mă mai bine, dar tocmai ce ți-am explicat, frate. Bă, băieții, ce să vă zic și eu. Vă cam las. Vă mulțumesc pentru cei 26.000 de abonați strânși aici frumos, elegant cât de cât. Vă doresc o zi frumoasă și vă aștept la un nou clip astăzi, la 1.45. Vă trimit aici pe Instagram să dați și pe repede cât un follow și trimiteți-mi... cum să spune, trimiteți-mi voi clipuri când cumpărați cu codul meu, trimiteți-mi, da, asta așa. Cumpărați asta cu codul meu, trimiteți-mi, vă crește ciocanul mare dacă folosiți codul meu, băieți, aveți un ciocan mai mare, vă plata de femeile și vă dau așa să ne jucăm împreună. Vă pup, mersi mult de like-uri, de abonări, de toate cele, hai, salut băieți, v-am pat, vă răspund și pe Insta după live.